Ia să vedem. Este ceva? Nu, nu-i nimic. Stați să leac. Dar de unde știți că nu-i? Da, este. Poftim? Da, este. Este? Da. Da? Ascultați să vedeți calitatea care e, măcar. Da, dar nu aveți niște căști, am jos găsit. Căști? N-am, căști n-am, eu am căști, dar numai multe căști. Mai avem exact un minut, vă rugăm să luați loc în sală. Ca să putem începe. Ian, 1, 2, 3, mă auziți? De loc nu s-aude, da? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nu, nu merge. A, este. Este? A, depinde, acum trebuie să fie. Da, prevede că noi începem această dezbatere, chiar dacă nu e ceea ce ne-am dorit. Vă rugăm foarte mult să vă găsiți câte un loc cei care nu și-au găsit încă. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la prima și ultima dezbatere organizată de Promolex în turul 2 al alegerilor locale din municipiul Chișinău. Astăzi am invitat aici în fața dumneavoastră pe domnul Ion Ceban, reprezentantul Partidului Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Și celălalt candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău, domnul Andrei Năstase, reprezentantul Partidului Politic, Platforma Demnitate și Adevăr, care până la această etapă încă nu a ajuns aici, dar sperăm pe parcurs să se alăture. Conform regulamentului scris de Promolex, asociația care organizează această dezbatere, în turul 2 pot să se dueleze doar candidații care nemijlocit candidează pentru funcția de primar al municipiului Chișinău și nu reprezentanții. Știm că aici este un reprezentant al domnului Năstase, domnul Alexandru Slusar. Din păcate, dumneavoastră doar veți putea adresa întrebări la etapa când vor putea adresa întrebări spectatorii. Poate între timp se alăture și domnul Năstase, care spuneați dumneavoastră este în teritoriu. Vreau să vă spun un pic despre regulament și pașii pe care îi vom urma astăzi. Dezbaterea durează 2 ore. Sunt mai multe etape interactive. Această dezbatere este organizată cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Deci avem câteva etape importante. Deci prima, candidatul, în cazul nostru, domnul Ion Ceban, va prezenta problemele cu care se confruntă orașul Chișinău și respectiv soluțiile pentru acesta. După aia urmează întrebările moderatorului, care erau preconizate câte 3 la număr, vom încerca să ajustăm. După aia urmează întrebările contracandidatului, în cazul nostru vom depăși această etapă, pentru că nu este contracandidatul dumneavoastră. Urmează întrebările adresate de Asociația Promolex, reprezentanții acesteia, microfonul deschis unde fiecare dintre dumneavoastră sau o bună parte veți putea adresa câte o întrebare care ține nemijlocit de municipiul Chișinău și problemele care urmează să le rezolve domnul Ceban în cazul în care ajunge primar al municipiului Chișinău. Și partea finală e mesajul de final al candidaților.
Deci era relevant să vorbim despre reguli, cum trebuie să ne comportăm, să nu lezăm demnitatea în cazul în care era contracandidatul dumneavoastră. Aici nu este necesar acest lucru, doar o să menționez să păstrăm liniștea aici în sală, să ne auzim reciproc. Vom ajunge la etapa când veți putea adresa întrebări și toate curiozitățile dumneavoastră vor fi satisfăcute. Propun să începem această dezbatere, dar nu înainte să vă anunțăm că majoritatea celor care nu au putut veni aici pot să ne privească și online pe privesc.eu, realitatea.md și accent.tv sau la accent.tv nemijlocit. Domnule Ceban, propun să începem problemele cu care se confruntă municipiul Chișinău și soluții pentru rezolvarea acestora. Erau prevăzute câte 5 minute per candidat. În cazul ăsta doar dumneavoastră aveți 5 minute, nu le folosim pe domnului Năstase. Vă rog. Eu vă mulțumesc mult în primul rând. Eu să înțeleg 5 minute în total am să vorbesc. Exact. Nu, 5 minute doar pentru început. După aia urmează celelalte etape. Cu adică probleme și soluții. Ok. Bine, eu vă salut pe toată lumea. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat să veniți aici alături de noi. Eu, de fapt, despre problemele municipiului Chișinău, soluțiile pe care le vedeam noi, am vorbit o lună și ceva, în fiecare zi. Avem peste 40 de conferințe de presă tematice pe segmente, pe domenii, pe grupuri. Asta este unul și iată de marțea trecută, în fiecare zi, avem aceste discuții, dacă tot contracandidatul n-a acceptat să vină în aer liber. Problemele sunt cunoscute bine de toată lumea, începând cu drumurile și finalizând cu propriu zis transportul public, începând cu grădinițele de copii, accesul, infrastructura și finalizând cu școlile, începând cu construcțiile neautorizate și finalizând cu transparența în procesul de luare a deciziilor, începând cu lucrurile elementare, cum ar fi o guvernare eficientă și ceea ce se întâmplă la nivel de primărie, mă refer aici la corupție, care mi se pare una dintre cele mai grave probleme. Eu le-aș puncta pe cele imediate, dacă îmi permiteți, pentru că până la urmă, la toate problemele din municipalitate am vorbit, am propus și soluții, este și un program amplu, realist. Am zis, mai multă lume a spus același lucru. Deci, eu zic, accesul și transparența primăriei. Ce voi face eu imediat? Pentru că dacă tot ne referim la probleme, ele sunt cunoscute absolut de toată lumea. Voi înlătura barierele de acces în primărie, 1. 2. Voi scoate polițistul care stă lângă biroul primarului general, nu este nevoie de acest polițist. Eu sunt o persoană deschisă, am permis tuturor absolut să-mi adresez în această campanie electorală întrebări. La toate întrebările am răspuns. N-am fugit de nimeni, nici de un jurnalist, nici de investigații sau de o dezbatere publică sau o dezbatere la emisiunile televizate. Eu voi rămâne deschis pentru absolut toată lumea. Eu cred că un cuvânt greu are de spus societatea civilă și eu voi face tot posibilul ca în termen de 3 luni de zile să avem un consiliu pe lângă primărie în toate subiectele de importanță majoră. Eu aș vrea ca aceste decizii să le luăm împreună. Totodată am zis că este foarte important ca toată activitatea primăriei să fie transparentă. Voi face publice toate planurile de activitate cu responsabili, cu indicatori de performanță, cu termeni și cu bugete care urmează să fie cheltuite. 2 este corupția. Aici aș putea să mai vorbesc, dar poate ne referim un pic mai târziu. 2 este corupția. Eu vreau să trecem integral la achiziții publice electronice. Vreau ca niciun teren din proprietatea municipiului să nu fie cedat. Iar dacă urmează să fie cedat, atunci doar prin licitații publice, exact ca și arenda, așa ca primăria să poată încasa sursele financiare în mod transparent. Eu îmi doresc ca funcționarii publici să fie integri, de asta voi pleda în exclusivitate și am promis acest lucru în repetate rânduri, doar pentru concursuri publice, pentru funcțiile de conducere. Oamenii trebuie să fie profesioniști, să corespundă acelor criterii care se cer de la funcțiile pe care le ocupă. Evident că ne propunem un audit complex a instituțiilor, subdiviziunilor primăriei, dar și a întreprinderilor municipale pentru a veni ulterior cu o organigramă nouă și o schemă funcțională nouă. Trebuie să elaborăm instrucțiunile funcționale în această privință pentru absolut toată lumea și o altă soluție care este foarte bună și necesară ar fi ghișeul unic electronic pentru ca oamenii să nu stea gozi la primărie să facă, să nu trebuie să pupem ușile funcționarilor, să le dea mită pentru a obține un document permisiv.
Iată, ar fi în linii mari, este două probleme care trebuie să ne concentrăm primordial. Altele trei ar fi normal, drumurile, și aici trebuie să avem o evaluare independentă a calității lucrărilor, iar cei care nu fac corect aceste lucrări să le facă ulterior din contul personal. Mai departe, ar fi pregătirea pentru 1 septembrie, deja intrăm în vară și aici trebuie să avem infrastructura educațională pregătită pe deplin. Ne propunem o reparație curentă și capitală a aproximativ 90 de instituții, grădinițe de copii și peste și aproape 100 deci instituții preuniversitare. Trebuie să intrăm în nou an școlar pregătiți. Ar mai fi altele care țin de amenajarea parcurilor pentru că, și zonilor de agrement, pentru că suntem în perioada de vară și aici ar trebui să ne concentrăm mai mult. Probleme sunt multe, la fiecare din aceste probleme avem soluții. Ei tot, da? Vă mulțumim pentru acest cuvânt de început. Sper că ați enunțat problemele cele mai grave. Acum urmează următoarea etapă, întrebările moderatorului. Eu sunt Dorin Galben, jurnalist. Am zis că probleme grave sunt multe, dar cea mai gravă problemă este transparența, cheltuirea banului public și corupția din primărie. Dar m-am referit și la problemele imediate, pentru că iată sunt lucruri care trebuie făcute urgent acum, nu așteaptă să le facem în decembrie. Sigur că da, ne-am înțeles. Să mergem conform regulamentului. Mulțumim foarte mult. O să aveți dumneavoastră timp suficient să adresați întrebări. Domnule Ceban, prima întrebare adresată de moderator. Cu ceva timp în urmă, Chișinăul a fost inclus în topul orașelor cele mai urâte din lume din cauza clădirilor sovietice, a gheretelor inestetice care sunt amplasate practic la fiecare colț în municipiul Chișinău, în special în oraș aici. Ce veți întreprinde dumneavoastră ca să faceți orașul Chișinău mai frumos? Mă scol și eu dumneavoastră, stați vă în picioare și eu nu mă simt dacă chiar vă este confortabil. Deci, primul lucru care este important în Chișinău, cu toată lumea trebuie să înțelegem că lipsește planul general urbanistic. El pur și simplu nu e. Adică este ceva pe hârtie, dar acel ceva nu se respectă. Respectiv, dacă nu există reguli, atunci se construiește totul sau se intervine haotic, începând de la transport și terminând cu construcții nelegale care sunt astăzi în municipalitate. Eu din prima săptămână din care voi obține legal mandatul, voi constitui grupul de lucru pentru elaborarea și actualizarea planului general urbanistic. Tot în aceeași săptămână voi emite o dispoziție prin care voi interzice administrativ eliberarea oricăror documente permisive, certificate de urbanism, autorizații de construcții și tot așa mai departe, în afara standardelor urbanistice, chiar și cele care există la momentul de față. Adică pentru tot felul de construcții în intracartier, deci în interiorul curților, blocurilor de locuit, în adiacență zonelor verzi, pe teritoriul spațiilor verzi, etc. Eu, în general, cred că municipiul Chișinău este un oraș foarte frumos, mai ales în această perioadă, pentru că este un municipiu foarte verde și ar trebui să facem totul posibil pentru a pune în valoare aceste lucruri. Și eu știu că ar fi posibil. Trebuie să ne ocupăm de reabilitarea parcurilor, avem câteva lucruri în această privință în buget planificat, începând cu Valea Trandafirilor, amenajare, iluminat, salubrizare, deci spații de agrement și finalizând cu Valea Morilor, La Izvor, Dumitru Rășcanu și multe altele. Eu cred că acestea ar fi prioritățile imediate. Da, o să vă reamintesc că aveți câte un minut și jumătate pentru fiecare răspuns. Următoarea întrebare, ce facem cu oamenii decedați în municipiul Chișinău? Cimitirul Doina a ajuns practic în zona roșie. Conform estimărilor specialiștilor, acesta mai are o capacitate, chiar dacă a fost extins, pentru următorii 3 ani. Care este soluția dumneavoastră pentru această problemă? Vă rog. Eu am o rugăminte către oamenii care sunt în sală. În mod normal, deci eu vă spun așa cum a fost în toată această perioadă. Ne-am expus public, ne-am conformat regulamentului. Oamenii ne-au invitat, ați venit și dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, eu neapărat am să răspund la toate întrebările pe care le aveți dumneavoastră. Haideți un pic să ne respectăm unul pe altul. Nu trebuie să ne certăm, nu trebuie să strigăm. Suntem oameni maturi, suntem oameni adulți, oameni corect, culți, oameni cu educație. Și o să vă mulțumesc foarte mult dacă o să acceptăm acest lucru. Așa suntem noi creștinii că în data... O să aveți jumătate de minut suplimentar. Deci eu vreau să vă anunț că avem aici și 3 reprezentanți ai legii. Oricând veți avea nevoie,
veți putea să discutați cu ei. Eu cred că suntem suficient de educați ca să nu avem nevoie de... Deci, domnule Cepan, vă rog, problema decesurilor în municipiul Chișinău. Deci, noi avem mai multe cimitiri în municipiul Chișinău, începând cu Doina, cimitirul armenesc, avem cimitirii sectoriale, cele care sunt la momentul de față sectoriale, trebuie să le aducem în ordine, pentru că acolo e mare dezastru, începând cu cimitirul evreiesc, sunt probleme și la cimitirul armenesc, chiar dacă mi se pare că este în centrul capitalei și este unul de elită. Deși când pleci în lumea cealaltă nu mai ești doar în memoria oamenilor, ești elită. Deci alte variante decât a face regulă, începând cu administrarea, deci ce se face acolo și finalizând cu îngrijirea de acest teritoriu, nu avem la momentul de față, sau cel puțin eu nu sunt adept, eu sunt creștin ortodox și eu cred că alte soluții în această privință n-ar trebui să fie examinate la această etapă. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că întrebările pe care le adresez eu le-am colectat pe Facebook. Oamenii erau foarte dornici să vă adreseze mare drag. Mai multe întrebări. Da, eu aici doar aș specifica că este și un merit al nostru ca această taxă de 120 de lei pe care o plăteau o grămadă de lume a fost eliminată. Înțeles. Următoarea întrebare. În ce mod veți folosi relațiile bune ale PSRM-ului și ale lui Igor Dodon nemijlocit cu Rusia în administrarea orașului Chișinău și dacă veți renunța la colaborările cu autoritățile din România, care există în prezent? Eu nu voi renunța, eu vreau să spun că eu am foarte mulți prieteni în România, începând cu Academia Română și finalizând cu mediul cultural român. Am mulți prieteni în rândul deputaților din România. Eu pur și simplu nu afișez toate aceste lucruri. Apropo, campania electorală este interzis la momentul de față. Da, cândva era permis, dar la momentul de față acest lucru este interzis. Eu nu înțeleg de ce contracandidatul meu, fiind avocat, fiind jurist, fost procuror, încalcă legea în mod intenționat. Dar asta este o altă istorie. Dacă ați văzut, eu tot am avut vizite peste hotare, am avut și la Minsk, la Budapesta, și la Moscova, și la Baku, și în alte părți, și am făcut-o până în momentul startării campaniei electorale. Pentru că eu vreau să respect legea, așa cum este corect și normal în această privință. Deci, eu voi căuta oportunități în toate părțile. Vreau să vă spun că avem relații bune de colaborare cu mulți ambasadori, comunicăm foarte bine și orice oportunitate care poate fi valorificată, atât cu București, Iașu, cu, apropo, deci acel grant care a fost oferit în valoare de 1 milion de euro, noi l-am aprobat cu mare drag. Dacă vine să susțină într-un fel sau altul capacitățile sau îmbunătățirea infrastructurii, cu mare drag, tot ce este bine pentru Chișinău poftim, le ne-ar da mai mult, toți. Începând cu Minsk-ul și finalizând cu Parisul. Cu mare plăcere. Eu, apropo, tot în acest context, ca să fie foarte clar, poate finalizez gândul, atunci când am fost la guvern, am avut probabil cei mai mulți donatori, chiar dacă era guvernare comunistă, pe domeniul pe care îl administram, tineret și educație. Și pentru că nu este domnul Năstase, aveam 3 întrebări pregătite și pentru dumnealui, dar o să profit de această ocazie. Vă adresez dumneavoastră una dintre ele. Întrușeni, comună cu peste 11.000 de locuitori, există ruta 135 care deservește Trușeniul, sau care unește mai exact Trușeniul și Chișinăul. Sunt maxim 20 de unități de transport. Cum veți încerca să soluționați problema transportului public care deservește suburbiile? Eu vreau să vă spun următorul lucru. Deci am avut o ședință acum cu primarii de suburbii, au fost lansate mai multe probleme, începând cu infrastructura și finalizând cu transportul. Eu am zis că voi nominaliza o persoană responsabilă de relație cu suburbiile la nivel de viceprimar, un consilier pe care îl va avea și o direcție care va elabora aceste parteneriate public-private pentru a soluționa una sau altele întrebări. Mai mult decât atât, am zis că toți primarii de suburbii care n-au fost prezenți la ședințele operative ale primăriei deja de vreo 4-5 ani de zile vor reveni. O dată pe lună vom avea ședințe în format extins în fiecare suburbie, cu toți primarii, pentru a discuta aceste probleme. Le vom transfera bani direct pentru soluționarea unor întrebări legate de transport și drumuri, dar și infrastructură, investiții capitale, pentru că până acum se făcea prin unul Sofronie și altul Gamrețchi și acest lucru era cu blocaje permanente, iar în ceea ce ține de transport o să avem o discuție foarte largă în acest sens. De ce? Pentru că ei nu doar sunt puține aceste unități de transport, nu doar nu ajung în acele direcții în care ar trebui să ajungă, dar nu respectă nici orarul contractual. Foarte multe din ele trebuie să circule până
zona de la 10:30 până la ora 11, iar ele circulă atât timp cât le este convenabil, până la ora 7, până, cum am exprimat odată, miroși unul la altul sub soarele. Cu regret, dar asta este situația. Când sunt 2-3 oameni, nu. Atunci am zis că vom interveni administrativ. Nu-ți place, retragem licența, dăm la altul, care o să respecte aceste lucruri. Am înțeles. Până să trecem la următoarea etapă, care este foarte importantă, colegii de la Promolex o să facă un semn, pentru că ar urma să adreseze ei întrebări, dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră, care era, de fapt, preconizată pentru dumneavoastră. Așa, deci, domnul Gheorghe Cospul, Centrului Social Politic European, a ținut foarte mult să vă adresez această întrebare. Domnule Ceban, prin numeroase declarații deschise sau mai camuflate, am înțeles că dacă deveniți primarul Chișinăului, e posibil să ieșiți din rândurile PSRM-ului. În legătură cu acest subiect, există o asemenea intenție din partea dumneavoastră și dacă da, eu am zis că în primul rând nu voi face politică aflându-mă la primărie. Nu voi face campanie electorală pentru parlamentari. Eu am lăsat parlamentul ca să vin să lucrez pentru municipiu, ca să fie foarte clar. Eu nu examinez parlamentul, primăria ca o pistă pentru parlamentarele din acest an. Eu nu voi fi pe listă, nu voi fi pe circumscripție în cazul în care ajung să fiu primar. Eu nu am nevoie de asta. Eu în anul 2015 am depus mandatul de parlamentar benevol ca să merg să lucrez în Consiliul Municipal. 2. Noi am făcut și un challenge pe rețelele de socializare. Dacă este cineva în acești 3 ani de zile să fi găsit vreo declarație cu caracter politic pe care aș fi făcut-o eu sau colegii mei în Consiliul Municipal Chișinău, nu în afara orelor de lucru, pentru că pentru mine nu contează ce fel de preferințe ideologice împărtășești dumneata sau altă persoană, atâta timp cât îți execuți la locul de muncă treaba pe care trebuie să o faci. Corect, onest și deci profesionist. Asta este. Mai mult decât atât, am văzut că tot se specula că cineva va fi dat afară. Nu va fi dat nimeni afară din cei care lucrează cum se cade. Iar cei care nu lucrează cum se cade, dumneavoastră, ați angajat așa oameni? Cred că nu. Asta este situația. Eu nu voi face politică așa cum nu am făcut politică la Consiliul Municipal. În acest context, domnule Ceban, dacă ajungeți primar, veți suspenda calitatea de membru de partid, oficial, cerere, prin prezența presei? Haideți că eu am să revin, poate în scurt timp, la acest subiect. Da? O lăsăm pentru mai târziu. Deci răspunsul este incert, deocamdată. Și până colegii de la Promolex se mobilizează ca să adreseze întrebări, sau deja sunteți pregătiți? Deci trecem la următoarea etapă. Întrebări către contracandidat, dumneavoastră aveți ocazia să-i adresați domnului Năstase 3 întrebări, chiar dacă dumnealui nu are posibilitatea acum să răspundă nici prin intermediul reprezentanților, dar eventual poate la o dezbatere ulterioară la posturile de televiziune care urmează să vaibă pe ambii în platou. Vă rog. Aici sunt foarte mulți susținători, foarte multe camere, văd susținători de al domnului Andrei Năstase. Eu foarte mult vă rog, exact ceea ce v-am spus la începutul dezbaterii, pentru că am avut o situație legată de acest patrimoniu cultural care a fost privatizat ilegal de către familia Năstase și dumnealui a invocat o decizie CEDO. Eu aștept ca această decizie CEDO să fie făcută publică ca să o vadă absolut toți membrii PPDA. Și îl rog foarte mult, tot în contextul acestei întrebări, pe domnul Andrei Năstase să îmi aducă mie, pentru Lorena Bogza și pentru telespectatori, la dezbaterea televizată pe care o avem noi seara, această decizie a CEDO. Și tot asta, pe această cale, ținând cont de faptul că ieri am fost la Natalia Morari în emisiuni, au fost întrebări comode, mai puțin comode, să aducă această decizie și să fie făcută publică această decizie la Natalia Morari în emisiune și la Andrei Năstase pe pagina de Facebook. Să o vedem cu toții. Așa, este un prim aspect, o prima asta întrebare. Asta este prima întrebare. A doua întrebare, dacă va acoperi sau nu ilegalitățile domnului Chirtoacă și a liberalilor
a căror susținere politică a primit-o în această campanie. Pot să-l adaug și pe Leant aici. Și a treia întrebare, domnule Năstase, dacă ne priviți eventual, dar sunt sigur că ne priviți, păcat că nu suntem împreună. De ce Andrei Năstase nu acceptă funcția de viceprimar dacă ajunge primar Ion Ceban? Vă mulțumim, domnule Ceban. Să sperăm că veți primi răspuns la aceste întrebări la următoarea dezbatere la care veți participa împreună cu domnul Năstase. Iar acum trecem la următoarea etapă, întrebările adresate de reprezentanții Asociației Promolex, care au organizat această dezbatere, de unde vă este comod, fie vă urcați aici, fie de jos. Deci, bună seara! Vă rog. Bună seara tuturor! Bună seara! Domnul Ceban, o întrebare cred că foarte ușoară pentru dumneavoastră. Care este bugetul aprobat pentru Chișinău în 2018? 3,7 4,05. Asta e 3,7 la capitolul venituri și 4,05 la capitolul cheltuieli, este vorba de miliarde. Acum o întrebare de concretizare pentru a trece la două întrebare. Spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră sunteți consilier din 2015. Așa, o întrebare pentru dumneavoastră. Conform raportului pentru transparență în procesul decizional pentru anul 2017, în cadrul primăriei municipiului Chișinău, au fost adoptate 702 decizii. Mai multe, dintre care, mă rog, noi avem cifrele mai multe. E ceva făcut de primăria mea. 702 greșesc, decizii, dintre care doar 64%, 64 de proiecte de decizii au fost supuse consultărilor publice. Cum apreciați situația? Eu apreciez foarte prost această situație. Eu vreau să spun, colegii mei sunt singurii care săptămânal, stimate domn, inițiază dezbateri publice pe un subiect sau altul și supun proiectele de decizii, de exemplu, tichetarea electronică, multe altele pe care le-am avut, înainte de aprobare dezbaterilor publice. Eu cred că marea majoritate a celor proiecte care sunt cu impact, pentru că sunt proiecte mai puțin, dacă e o autentificare sub casă, nu cred că este nevoie, dacă nu afectează cumva zona, să fie supus dezbaterilor publice. Dar proiectele cu impact social pentru municipalitate trebuie obligatoriu puse în dezbatere publică, conform tuturor procedurilor. Și eu voi pleda pentru acest lucru. Domnule Ceban, aveți la dispoziție un minut și jumătate pentru răspuns. Puteți să-l extindeți dacă doriți. Ce se extinde aici? Nu s-a respectat. Este foarte grav. Poftim? Poftim? Vă rog să păstrați liniștea. Este conform regulamentului. Doar o secundă. Noi vă rugăm foarte mult să fiți foarte calm. Vă rugăm foarte mult să fiți foarte calm. Iată. Deci, domnule Ceban, vreau să fac doar miercuri, o precizare. Mă scuzați, mergem conform unui regulament care a fost anunțat din start. Vă rugăm să păstrați liniște, altfel veți fi nevoiți să părăsiți sala. Următoarea întrebare, domnule Ceban. Eu vă rog foarte mult să fiți foarte calm. Și susținători de o parte și susținători de cealaltă parte. Și vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Vă rog, cele trei. Deci, în fiecare miercuri, de aproape un an de zile, facem dezbatere publice asupra proiectelor importante pentru Chișinău. Și vom continua să facem acest lucru. Avem doar 10%, eu vreau să concretizez, 64 din 702 sunt 9%. Marea majoritate sunt la inițiativa fracțiunii noastre. Așa, și a treia întrebare. Una dintre cele 10 priorități pe care le aveți dumneavoastră în acest program se referă la propunerea dumneavoastră sau la intenția dumneavoastră de a traduce în limbile engleză și rusă toate deciziile care vor fi ulterior, da, și inclusiv cele care au fost. Da. Întrebare. Da. Ați făcut un calcul, știți care ar fi prețul? Care este prețul, spre exemplu, pentru pagina A4 de traducere în engleză? Da, știu, de la 70 până la 240 de lei, în dependență de unde este traducătorul. Dar eu vreau să vă spun că oamenii pot să facă și în bază de voluntariat, 1, 2, pot să facă cu surse externe și eu deja am vorbit cu câteva ambasade care mi-au zis că ar putea să ofere acest suport. Eu cred că primăria trebuie să fie deschisă atât pentru est cât și pentru vest. Mi se pare foarte straniu să vorbești despre capitala europeană unde o boabă nu este, un cuvânt nu este în limba engleză,
despre cei care vor să ne viziteze capitala. Nici despre proiecte, nici despre investiții, nici despre turism. Dumneavoastră vi se pare normal? Eu cred că municipiul Chișinău trebuie să fie o capitală deschisă atât în est, cât și în vest. Și voi face acest lucru. Mulțumim Asociației Promolex pentru întrebările adresate. Mergem în continuare conform programului, chiar dacă am ajuns mult mai repede la etapa microfonului deschis. Deja aici fiecare dintre dumneavoastră, vreau să vă explic câteva reguli foarte simple. Vom avea două microfoane, unul aici, pe această trecere, și celălalt pe trecerea cealaltă. Cei care doresc să adreseze întrebări, în cazul ăsta doar domnului Ceban, pentru că este singurul care a acceptat să vină aici în fața dumneavoastră astăzi, veți ridica mâna, eu voi face semn și veți ieși aici la microfon. Acolo este un domn, vă rog, în spatele dumneavoastră, primul a ridicat mâna. Și prima întrebare. Aveți 30 de secunde la dispoziție pentru a adresa întrebarea, succint, foarte clar și nemijlocit să țină de problemele municipiului Chișinău. Vă rog. Bună ziua, domnul Ciobanu. Mă numesc Andrei Golban. Răspund în direct. Sunt susținător la platforma, da, o susțin pe Andrei Năsas în alegerile astăzi, de duminică care vor avea loc. Așa, o întrebare. Dumneavoastră, fiind președinte la cea mai mare formațiune în cadrul Consiliului municipiului Chișinău, câte ori ați spus pe ordine de zi întrebările care le-ați propus astăzi de pentru chișinăunieni referitor la transparența în Consiliu, referitor la fraudele care se pun, și da, câte ori au fost puse și câte au fost adoptate? La mine nu-i tot întrebarea, încă mai am, încă mai adaug. Vă mulțumim mult, cu siguranță fac veți parte, avea ocazia asta. Fac parte din locuitor a orașului Codru. În cadrul Consiliului Orașului Codru sunt 4 consilieri din Partidul Socialist. Cum puteți explica cazul că din 4 consilieri a Partidului Socialist din Orașul Codru, numai unul trăiește pe teritoriul statului care nici nu are viză acolo? Vă mulțumim mult, a fost o întrebare. Președintele fracțiunii Partidului Socialist, eu vă spun una și face în Orașul Codru. Dacă o să monopolizați microfonul, nu o să mai aveți ocazia să adresați întrebări. Vă mulțumim. Două întrebări sunt, domnule Ceban, dacă le-ați notat sau dacă le-ați memorizat. Referitor la transparență, simplu. Camerele online au fost puse la solicitarea noastră pe activitatea Consiliului și Comisiei. Renunțarea la votarea la pachet, furtul a sutelor de terenuri funciare în municipiul Chișinău a fost la inițiativa noastră. Multe alte subiecte care țin nemijlocit. Îl salutăm pe domnul Năstase. Domnule Năstase, vă rog să luați loc. Să luați loc. Ne bucurăm foarte mult că s-a alăturat și domnul Andrei Năstase, dar domnul Ceban răspundea la o întrebare. Vă rog, domnule Ceban, după continuăm. Deci, în ceea ce ține nemijlocit de votul electronic, tot este inițiativa noastră. Vă rog să păstrați liniștea. Eu pot să vă arăt originalul deciziei care vine din poșta electronică, ca să știți. Mai departe, în ceea ce ține de licitațiile publice, noi am insistat toți 3 ani aceștia să fie. Proiectul cu privire la achizițiile publice electronice, care trebuie să fie implementat din 15 februarie anul curent și nu se execută de toate subdiviziunile, este inițiativa noastră. Proiectul cu privire la Consiliul de Participare, într-un fel, societatea civilă care trebuie să ia decizii și regulamentul, este inițiativa noastră. Pe Gaic Vartanean, în fața acolo, la dumneavoastră, el se ocupă de acest moment. În ceea ce ține nemijlocit de publicarea pe site a deciziilor, și multe alte lucruri, documentul electronic, tot sunt inițiativele noastre, noi lucrăm la ele deja. În ceea ce ține de codru, nu mi este cunoscută această situație în detaliu. Vă mulțumesc. Alte întrebări? Cu siguranță vor mai fi, domnule Ceban, dar ținând cont... O să vă rog să lăsați mâinile jos. S-a apropiat între timp domnul Năstase, candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Domnule Năstase, vă mulțumim, chiar dacă ați venit cu întârziere. Eu să-mi permit să revenim un pic la mersul acestei dezbateri.
dacă vă este mai comod, puteți luați loc. O să vă aveți ocazia chiar acum aici să adresați întrebările dumneavoastră domnului Năstase și dumnealui să răspundă. Trecem peste etapa întrebările moderatorului și prezentarea problemelor și a soluțiilor de către domnul Năstase, pentru că a venit un pic mai târziu, dar dumneavoastră aveți ocazia să adresați trei întrebări domnului Năstase și domnul Năstase trei întrebări domnului Ceban, după care mergem în continuare conform regulamentului, pentru că suntem deja practic la jumătatea acestei dezbateri. Domnule Ceban, adresați, dacă vă mai amintiți prima întrebare, domnul Năstase, jumătate de minut aveți la dispoziție. Eu vreau să văd publică decizia CEDO cu privire la patrimoniu cultural care a fost înstrăinat ilegal de către familia Năstase. Arătați-mi, vă rog, decizia publică. A privatizat ilegal, deci pe strada 31 august. 3 secunde în urmă, domnul Ceban a spus că familia Năstase ar fi înstrăinat ilegal un imobil din data 30, din strada 31 august. Am să răspund punctual la întrebarea pe care ați aflat. Arătați-mi decizia CEDU, eu vă rog foarte mult. Domnule Ceban, s-a înțeles întrebarea. Vă rog, domnule Năstase. Un minut și jumătate aveți la dispoziție. Întâi de toate, prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți aici și le mulțumesc și celor care, chiar dacă poartă... Mulțumesc. Îmi luați din timpul meu, să știți. Le mulțumesc și celor care chiar dacă poartă tricouri socialiste sau roșii, m-au aplaudat atunci când au venit. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit pe data de 3 iunie să votați Andrei Năstase, să votați schimbarea, pentru că Andrei Năstase va fi candidatul tuturor, va fi primarul tuturor. Acum, legat de strada 31 august, deși nu mi-aparține acest imobil aparține primei publicații cu grafie latină din Republica Moldova, Glasul Națiunii. Această instituție o deține din anul 91 pe baza documentelor legale. Vă rog pe baza să arătați decizia CEDO. Este o chestiune foarte simplă. Domnule Ceban, nu aveți conform regulamentului dreptul să interveniți? Da? Veți avea dreptul la replică. În 1991 deține, Glasul Națiunii deține acest imobil, iar într-o perioadă foarte îndelungată de timp pe care Glasul a folosit-o pentru a menține acest imobil în cele mai bune condiții și vă invit pe toți să veniți la 31 august să vedeți cum arată un imobil patrimoniu național, îngrijit, așa încât să arate foarte frumos orașul nostru. M-aș fi bucurat dacă toate imobilele care fac parte din patrimoniul nostru cultural național ar fi îngrijit așa cum este 31 august. După o perioadă îndelungată de timp în care acest imobil nu era înregistrat cu drept de proprietate pentru Glasul Națiunii, Glasul Națiunii s-a adresat la CEDO. În urma acelei comunicări cu CEDO, Glasul Națiunii a intrat în proprietatea acestui imobil și îl menține și în continuare într-o stare impecabilă. Legalitatea acestor acte a fost verificată până la CEDO. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru răspuns conform regulamentului, domnule Năstase. Domnule Ceban, aveți jumătate de minut, vă rog. Eu vreau să concretizez, domnule Năstase, dumneavoastră personal, ați spus că există o decizie CEDO în această privință. Domnul Năstase Vasile a spus că există o decizie CEDO în această privință. Există, eu astăzi am văzut cum au fost susținătorii dumneavoastră cu pancarte că deciziile CEDO nu se interpretează, ele se execută. Eu vreau să-mi arătați decizia CEDO, pentru că ceea ce ați făcut, toată haltura asta, ați făcut-o la nivel de instanță de judecat. Și eu am să vă mai spun ceva mai mult despre judecător, dar domnule un pic Ceban, mai târziu. Cred că este clară precizarea dumneavoastră. Nu, eu vreau să văd decizia CEDO, pentru că de altfel trebuie să-l calificăm un mincinos pe domnul Năstase, să calificăm jurnalul ca o instituție media care a dus în eroare toată opinia publică, să-l calificăm drept mincinos pe domnul Vasile Năstase și să ne dăm seama că aici în fața mea se află un om, familia căruia a privatizat ilegal acest edificiu. Eu vă rog și insist să-mi arătați decizia CEDO. Domnule Năstase, aveți la dispoziție jumătate de minut pentru că ați fost atacat direct. Pentru replică vă rog să vă încadrați. Vă mulțumim foarte mult. Avem aici trei reprezentanți ai poliției. Dacă va fi nevoie, cei care fac gălăgie vor pleca. Doamnă, vă rugăm foarte frumos. Prieteni. Domnule Năstase, jumătate de minut la dispoziție, vă rog. Vă rugăm frumos, nu ne faceți să vă dăm afară în sală. Vă rugăm frumos, domnule Năstase, vă rugăm foarte frumos. Prieteni, am o rugăminte.
1, 2, 3. Ну, че не хочешь галаждей? Ну, и патри, ну и чирк. Vorbiți la microfon. Dar vă rog să opriți ceasul, pentru că nu vorbesc, nu răspund, nu fac replici, doar un singur lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin, dar am o rugăminte. Scopul acestui om este să ne provoace la rele, să ne numească, să ne eticheteze, iar noi nu vom da curs acestor încercări, acestor tentative. De asta, lăsați-l să vorbească. Acum, pentru că în toată campania asta ne-a etichetat pe toți, mincinoși, insecte, țărani și așa mai departe. Dreptul la replică, domnule Anastase, vă rog. Prieteni, astăzi, la funcția de primar a capitalei, candidez eu. Din partea Platformei de Unitate și Adevăr, susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate, PLDMIA, Societatea Civilă Activă, prieteni din România și din Europa, nu fratele meu, Vasile Năstase, care este un om de mare calitate, fost deputat în primul parlament, semnătar al declarației de independență și este cel care, cu riscul vieții, a adus în Republica Moldova prima publicație cu grafie latină. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim, mergem în continuare. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim. Noi vrem să mergem în continuare. Veți avea ocazia să aplaudați cu siguranță pe parcursul acestei dezbateri. Domnule Năstase, întrebarea dumneavoastră pentru domnul Ceban. Aveți la dispoziție trei întrebări. Eu doar o mică rectificare, ca să fie foarte clar. Nu po- eu aștept domnule Ceban, domnule Ceban, din păcate, nu avem această posibilitate. Domnule Năstase, vă rog, întrebarea dumneavoastră pentru domnul Ceban. Jumătate de minut la dispoziție. Prieteni, pentru mine totul este clar cu domnul Ciobanu. Acord acest drept unuia dintre dumneavoastră. Spre exemplu, o poate face domnul Slusar, o poate face domnul Vacovei. Domnul Slusar, vă rog să-i adresați o întrebare pe care doriți dumneavoastră. Domnule Năstase, din păcate nu există această posibilitate. Există microfonul liber când fiecare dintre ei vor putea adresa câte o întrebare. Vă rog, dacă aveți întrebări, dacă nu, domnul Ceban are întrebări pentru dumneavoastră și mergem cu întrebările dumnealui. Vă rog. Am să-l întreb. De ce a lăsat ca acest oraș să fie împânzit de construcții ilegale pe toată perioada în care a activitat, fie în calitate de consilier municipal, fie în calitate de deputat, fie în calitate de consilier a președintelui, viceministru și așa mai departe? Vă mulțumim, domnule Năstase. Domnule Ceban, un minut și jumătate la dispoziție, vă rog. Deci, eu ca să fie foarte clar, în legea cu privire la administrarea și dietatizarea proprietății publice, din 04-05-2007 scrie în articolul 13 obiectivele care fac parte din patrimoniul cultural național înscris în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat cu excepția celor stabilite de lege sunt bunuri nepasibile de privatizare, domnule Năstase. Acum în ceea ce ține nemijlocit de construcții. Noi avem peste 70 de construcții la activ pe care le-am oprit. Peste 70, din cele 300 în fază activă, din cele peste 2000 care sunt. Eu v-am chemat la această dezbatere. Eu am vrut personal să vă arăt o mapă, așa cum unii, ca dumneavoastră șmecheri, cum privatizează ilegal, pentru că nu vă deosebiți de nimic, folosind instanța de judecată la aceste scheme, ca să desproprietăriți municipalitatea. Tot așa au făcut alții cu terenurile municipale. Iar noi am oprit peste 70 de construcții. Și dacă sunt colegii mei, eu chiar vă rog frumos să-mi dați această listă, că n-am luat-o cu mine. Și luăm fiecare sector unul după altul. Întrebarea mea, revers. Dumneavoastră, câte construcții ați oprit în această perioadă și câte inițiative aveți municipale? Domnule Năstase, mulțumim foarte mult, mulțumim pentru activism. Domnule Năstase, aveți la dispoziție jumătate de minut pentru dreptul la replică. Vă rog. Vă rog să păstrați liniștea ca să putem contoriza timpul pentru fiecare reprezentant. Veți avea ocazia la microfonul deschis să adresați întrebări și să veniți cu concretizări. Domnule Năstase, vă rog jumătate de minut. La întrebările pe care mi le pune mie domnul Ceban ar trebui să răspundă anume el, cel care s-a aflat de-a lungul timpului
ca și consilier, ca și funcționar public peste tot. Eu nu am fost nici măcar o zi în calitate de funcționar al administrației publice locale sau centrale, iar ca activist civic, împreună cu dumneavoastră, cu toți, am făcut tot ce ne-a stat în putere să oprim furturile de la nivelul central, local, am oprit cele 7 miliarde de lei pe care ar fi vrut să le mai fure la sub șuherul sau de șase stăteau socialiștii Ceban, Dodon și Greceanăi, atunci când oligarhia fura din visteria statului miliardele. Mulțumim, iată ce am făcut eu în timp ce ei furau împreună cu această guvernare oligarhică. Pentru că l-ați menționat pe domnul Ceban, dumnealui are dreptul la replică, jumătate de minut, și cu asta finalizăm drepturile la replică. Vă rog, domnule Ceban, jumătate. Mai am o întrebare, sunt trei, nu? Dacă dreptul la replică, dacă nu adresați întrebarea și mergem în continuare. Nu, eu știu că domnul Năstase și partidul pe care îl reprezintă nu a avut nicio inițiativă. Eu cât n-am fost în Consiliul Municipal, tot m-am implicat. De fiecare dată, apropo. Și colegii mei care astăzi, începând cu Vasile Bolea și mulți alții, s-au implicat fără ca să fie funcționari în primărie, fără ca să aibă mandatul de deputat, fără ca să fie consilieri municipali. Și au stopat foarte multe lucruri. Priviți toate dosarele din 2012-2013, împreună cu reprezentanții societății civile. Asta este diferența între noi. Pentru că dumneavoastră aveți nevoie de primărie ca să ajungeți în Parlament, iar eu am plecat din Parlament ca să ajung în primărie. Ultima întrebare. Domnule Ceban, ultima întrebare către domnul Năstase, jumătate de minut la dispoziție, vă rog. Domnule Năstase, ca să nu spuneți că, că încerc să... Eu am încercat să discutăm despre subiectele legate de municipalitate. Eu astăzi am vorbit despre stația de epurare și pașii care trebuie întreprinși acolo. Vă rog foarte mult, primele acțiuni, nu vă uitați în program, trebuie să-l cunoașteți pe de rost deja. Primele acțiuni concrete pe care le va întreprinde în privința stației de epurare, în afară de inspecție și proba aerului de acolo. Nu trișați, spuneți. Mulțumim pentru întrebare. Domnule Năstase, aveți la dispoziție un minut și jumătate să răspundeți la această întrebare. Vă rugăm foarte mult să păstrați liniște, altfel va fi foarte dificil să contorizăm timpul fiecăruia dintre candidați. Colega dumneavoastră Maia Sandu a pus camere de luat vedere la bacalaureat. Nici dumneavoastră nu copiați, spuneți. Domnule Ceban. Domnule Năstase, vă rog să luați microfonul, să vă audă toți cei din sală. Stație de epurare, acțiuni concrete. Domnule Ceban, mulțumim foarte mult. Este clară întrebarea noastră. Un minut și jumătate, domnule Năstase. Despre oraș este vorba și nu despre circ. Iar ceea ce face Ceban, face un circ ieftin. Un circ ieftin. Ceea ce vom face... Vă rog foarte mult. Avem aici reprezentanți ai poliției, care vedeți că sunt foarte agresivi. Puteți să invitați să meargă spre ieșire, pentru că altfel va fi foarte dificil să formăm un dialog constructiv. Vă rugăm să păstrați liniștea în momentul în care unul dintre candidați fie adresează întrebarea, fie răspunde la această întrebare, ca să fie mai clar și pentru noi, toți cei care ascultăm răspunsurile. Domnule Năstase, mai aveți un minut și 18 secunde pentru a răspunde la această întrebare sau a spune ceea ce considerați dumneavoastră de cuvință, vă rog. În ce privește situația de la stația de epurare? De fiecare dată administrația noastră a invocat lipsa de resurse financiare. Noi ne-am propus și o să găsiți în programul nostru care este foarte bine structurat, din care pretinde ceva încă s-a inspirat, foarte bine, să vă inspirați în continuare. Vom face tot posibil după o analiză exhaustivă a tot ce se întâmplă la stația de epurare și a tuturor structurilor responsabile de activitatea primăriei, vom atrage fonduri europene, fonduri românești, pentru a rezolva problema stației de epurare definitiv și irevocabil. Tot ce a fost făcut bun până în momentul de față va trebui să continue, cel ce a fost rău va fi eliminat. Asta vreau să vă spun. Doar cu o mică rectificare din timpul domnului Năstase, ca să vă fie clar. Aveți dreptul, domnule Ceban. Da? Haideți să respectăm un pic regulamentul. Aveți dreptul la replică. Da. În momentul în care domnul Năstase nu mai are de spus nimic din timpul acordat pentru dumnealui, mergem în continuare cu acest drept la replică de jumătate de minut. Care este timpul acordat mie, ca să știu? Un minut și jumătate, în momentul în care vedeți că se finalizează acolo, îi acordați ocazia domnului Ceban fie să răspundă la întrebare, fie să vă adreseze următoarea întrebare. Dumnealui a finalizat întrebările, mai aveți dumneavoastră o întrebare și acum dreptul la replică domnul Ceban l-ar fi avut în momentul în care l-ați fi menționat și l-ați fi atacat cumva. În momentul ăsta nu l-aveți. Deci eu am cât timp? Aveți încă o întrebare?
jumătate de minut pentru domnul Ceban. Și domnul Ceban, 1 minut jumătate pentru răspuns. Vă rog. Domnule Ceban, cum vi se pare dumneavoastră, este normal ca o proprietate pe care o încasez de la municipalitate cu 2000 de lei să o vinzi mai apoi cu 10.000 de euro? Dumneavoastră vă referiți la arendă sau la ce? La ce vă referiți? Domnule Năstase, precizați ca să fie clară întrebarea. Vi se pare dumneavoastră normal ca o proprietate a municipiului să ajungă în proprietatea cuiva contra unui preț de 2000 de lei, ca mai apoi să fie vândută cu niște 10.000 de euro? Mulțumesc. Nu sunt de acord, dar cazuri de genul ăsta dumneavoastră nu veți găsi. Eu pot să vă dau exemplu pe ceea ce ține de Valea Morilor, unde am încercat să blocăm până în instanță finală, când un teren de 51 de ari tot a fost vândut cu 37.000 de dolari, echivalentul în lei, iar până la urmă 4 milioane de euro a costat prețul de piață acest teren și dumneavoastră nici măcar n-ați vorbit niciodată. Eu m-am adresat în toate instanțele în această privință, iar dumneavoastră nici n-ați observat. Iar în ceea ce ține de stația de epurare, dumneavoastră trebuie să cunoașteți că 26 de milioane de euro sunt deja acolo contractați și se lucrează asupra reabilitării stației de epurare, asupra evacuării, nici lucruri elementare nu cunoașteți, doamna asta, și asta este regretabil. Nici măcar cele mai simple lucruri nu le știți. Asta în ceea ce ține de bani. Proiectul este făcut. Dumneavoastră, știți în ce se depozitează astăzi Nămolul? Să vă rog să vă opriți. Știți în ce se depozitează Nămolul? O întrebare super simplă. Domnule Ceban, doar o secundă de atenție. În momentul în care... În ce se depozitează Nămolul? Finalizați răspunsul dumneavoastră, pentru că aveți timp rezervat încă 24 de secunde și domnul Năstase va avea dreptul la replică. Eu, domnul Năstase, nu m-a ascultat, dar am zis achiziții publice electronice pentru a nu trișa la cheltuirea banului public. Eu am proiect al meu deja adoptat în Consiliu, care nu funcționează pe deplin. De ce? Ce? Pentru că executivul trebuie să-l pună în realizare. Consiliul votează proiecte, iar executivul execută aceste proiecte. Iar în ceea ce privește de vânzări, n-am admis niciun teren funciar, nicio arendă să fie dată pe sub masă în acești 3 ani de zile. Domnule Iar Ceban, dacă îmi dați un contraexemplu, discutăm. Mulțumim foarte mult. Domnule Năstase, vă rog să așteptați până se face liniște în sală, ca să auzim răspunsul dumneavoastră, mai exact dreptul la replică, jumătate de minut, vă rog. Întâi de toate vreau să vă spun că domnul Ciobanu este un foarte bun trișor. Vom avea și alte dezbateri pe care le-am promis, dezbaterile oficiale la care va avea și dovezi și probe, dar cel mai întâi ar trebui să se documenteze strada Belinski și strada Mircea cel Bătrân, 25 banner 1, în care echipa lui Ciobanu și Ciobanu personal au participat la o fraudă de 10 de milioane de euro. După ei plânge pușcăria și un procuror liber și independent. Eu vreau pentru ca să, domnule Ceban, ca să nu mințiți exact ca și cu patrimoniul cultural, să explicați clar în ce există fraudă din partea mea personală. Domnule Ceban, nu creiem un dialog, deci doar adresăm întrebări, avem dreptul de a răspunde și dreptul la replică. Din păcate, această etapă a ajuns la final, trecem la următoarea etapă sau mai exact revenim la una dintre etape până ajunge la microfonul liber, pentru că domnul Năstase a venit un pic mai târziu. Colegii noștri de la Asociația Promolex, care organizează această dezbatere, au 3 întrebări pentru domnul Andrei Năstase, reprezentantul Partidului Politic, Demnitate și Adevăr. Vă rog. Pentru domnul Năstase, prima întrebare. Pe site-ul primăriei a fost plasat doar pentru anul acesta, doar în 2018, 57 de anunțuri privind ocuparea funcțiilor vacante. Considerați că este un număr mic, un număr mare? Nu și este. În cazul în care este număr mic sau număr mare, ce ați întreprinde dumneavoastră pentru a rezolva problema dată? Uitați-vă că această cifră de 57 pe care o notați dumneavoastră este aproape egală cu cifra stabilită de studiile sociologice care atestă că peste 56% din populația Republicii Moldova este astăzi gata să plece peste hotarele țării. De ce? Pentru că aici se trăiește prost, pentru că aici există corupție, pentru că aici există sărăcie, pentru că aici există fraudă la nivel central și local. În ce privește cei 57 de oameni care ar trebui să suplinească numărul,
Și să știți că în momentul de față, cei mai buni specialiști din primărie pleacă, pentru că au niște salarii foarte și foarte proaste. Noi ne-am propus să facem o evaluare a tot ce se întâmplă la nivelul tuturor celor 1400 și ceva, pentru că sunt cifre diferite, 1400 și ceva sau 1850 de unități, să vedem ce se întâmplă acolo, să eficientizăm activitatea primăriei, să optimizăm numărul de angajați și să facem tot posibil ca cel mai scurt timp salariile acestor angajați să crească astfel încât să nu mai avem o penurie de cadre, să nu mai avem un exod al cadrelor celor mai bune peste hotare, acolo unde pleacă nu din cauza, nu din flori de liliac, pleacă pentru că oameni din ăștia au guvernat de-a lungul timpului țara asta și la nivel central și la nivel local. Din cauza lor pleacă, pentru că au băgat mâna în buzunarele statului, pentru că au băgat mâna în visteria statului și în bugetele municipale. Ilegale în domeniul imobiliar și achizițiilor publice pe care le-a patronat Cioban și socialiștii în municipiul Chișinău. Mulțumim, domnule Năstase. Până la următoarea întrebare a Asociației Promolex, domnule Cioban, aveți la dispoziție jumătate de minut dacă vreți să răspundeți domnului Năstase la aceste acuzații. Vă rog. Nu am ce răspunde la aceste acuzații. Domnul Năstase, până la momentul de față, n-a venit nici cu o dovadă ceea ce spune dumnealui, ceea ce spune jurnalul de dimineață până seară. Și l-am prins cu minciuni ori de câte ori a spus acest lucru. Terenuri funciare n-ați putut demonstra, construcții n-ați putut demonstra, ați mințit în ceea ce ține de patrimoniu cultural, veți interveni când veți avea mainotul dumneavoastră. Vreau să vă întreb totuși, în ce se depozitează astăzi nămolul? Să știți că la domeniul ăsta dumneavoastră vă pricepeți mai bine, la canalizare vă pricepeți mai bine. Eu sunt un mare luptător cu corupția, cu sărăcia, cu mizeria, cu haosul, iar la canalizare vă mulțumesc vă las foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Cioban, vă rog să lăsați microfonul. În momentul în care o să adresați întrebări contrar regulamentului, o să fim nevoiți să-l retragem și să-l dăm doar atunci când veți avea dreptul să răspundeți. Cel mai bine e să mergem în continuare conform regulamentului. Următoarea întrebare pentru domnul Andrei Năstase de la Asociația Promolex. Vă rog. A doua întrebare pentru domnul Năstase este mai aproape. Cunoașteți că Promolex monitorizează campanii electorale și un aspect sau un interes deosebit pentru noi este finanțarea campaniilor electorale și a concurenților electorale. Ne interesează dacă dumneavoastră ați contribuit la fondul electoral al campaniei dumneavoastră și cât ar fi această sumă? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, o întrebare binevenită și sper că a fost acordată sau a fost dată și concurentului meu, a cărui cheltuieli sunt de cel puțin 5 ori mai mare decât cheltuielile pe care le-am avut eu. Și eu le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la campania mea electorală. Întâi de toate vreau să-i mulțumesc unui om extraordinar, Alexandru Macedon, care și-a pus la bătaie absolut tot, chiar dacă a fost persecutat înainte de a intra în campania electorală și a fost determinat cât se poate de mult să iasă din acest lucru. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut donații, celor care au plătit cotizații la timp și chiar înainte. Le mulțumesc tuturor oamenilor de bună credință care au fost alături de mine. În ce mă privește personal, aportul meu constă în activitate, în muncă, muncă și iar muncă, în strategii gândite ziua, seara, dimineața. Asta este contribuția mea. Și acest lucru se vede în declarațiile noastre depuse la CEC, acest lucru se vede în activitatea noastră zilnică, acest lucru se vede pe live-urile noastre făcute pe Facebook, acest lucru poate fi lesne controlat de autoritățile statului, astfel încât vreau să vă spun un lucru. Și aici trebuie să vă întreb pe dumneavoastră, pe toți, de în ce bani credeți că își publică ce bani billboard-urile la adresa mea? Pe ce bani credeți că cheamă presa și o plătește ca să facă, să-i mediatizeze circul unui singur clown? Vă mulțumim, domnule Cioban, aveți dreptul la replică, jumătate de minut. Vă rugăm foarte frumos să păstrați liniștea, să auzim ce spune și domnul Cioban. Vă rog. Eu cred că dumneavoastră, domnul Năstase, în primul rând ar fi bine să vă cereți scuze pentru că ați numit oamenii care vin acolo circari, ați spus-o public, iar acolo au fost și oameni în cărucioare și oameni care n-au văzut. Acum ați spus că unui singur clovn, da, atunci ați spus clovnilor care vin acolo.
Acolo au fost domnul Tofilat, care probabil tot îl considerați clov, domnul Pașa, care vă susține, care tot probabil îl considerați clov. Eu cred că trebuie să vă cereți scuze în fața acestor oameni, pentru că i-ați numit în asemenea hal. La fel ca și acea procedură care ucideți-i. Știți, ministre, despre ce vorbesc. Mulțumim, domnule Ceban. Am zilizat, dreptul la replică și cu asta finalizăm mai... Da, mă rog, jumătate de minut. Stimați prieteni, iată o monstră de manipulare. Iată o monstră de manipulare. Eu am vorbit în permanență că nu s-ar le arăta. Domnule Ceban, vă rugăm să mergem conform regulamentului. Domnul Ceban, de cât aveți nevoie ca să vorbiți? Mulțumesc. Vă rog. Deci, oameni buni, îmi iubesc orașul, îmi iubesc orășenii, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Niciodată nu i-am numit insecte, nu i-am numit țărani, așa cum o fac socialiștii. Am respect pentru fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de confesiune, indiferent de politică, geopolitică împărtășită. Vă iubesc și vă aștept pe 3 iunie să veniți la vot. Nu dați crezare acestor manipulări și acestor minciuni. Vă mulțumim pentru răspuns. Mergem în continuare. A treia întrebare adresată de către Asociația Promolex, domnului Andrei Năstase, vă rog. Domnule Năstase, una din prioritățile sau promisiunile din programul electoral al dumneavoastră este majorarea salariilor pentru cadrele didactice din Chișinău. Vrem să ne spuneți dacă ați făcut un calcul, care ar fi suma de care vor beneficia profesorii. Vă rugăm foarte frumos să păstrați liniștea. Sigur că da. Domnule Năstase, dacă ați înțeles întrebarea, deci în momentul în care va fi gălăgie în sală, timpul dumneavoastră nu va fi cronometrat, la fel când va interveni și domnul Ceban, din timpul dumneavoastră, altfel vom fi nevoiți să retragem microfonul și să-l oferim doar atunci când vorbește. Vă rog. În ce privește finanțarea? Luați microfonul, vă rog. Creșterea salariilor pentru pedagogi. Avem două lucruri esențiale. Mărirea sumei acordate din propriile venituri ale primăriei până la 20%, care ar însemna o majorare de peste 350 de lei pentru fiecare angajat, și doi, crearea unui fond suplimentar de peste 45 de milioane de lei, care ar conduce la majorarea salariilor pedagogilor și a celor implicați în procesul de manageriere acestor instituții. Vă mulțumesc! Dar având în vedere că mai am niște timp, vreau să mă adresez tuturor. Liniște, vă rog. Deci doar o secundă, urmează microfonul liber. Veți putea adresa întrebarea, vă rog să păstrați liniștea și decența în această sală, altfel vom fi nevoiți să solicităm intervenția poliției. Domnule Năstase, mai aveți încă 43 de secunde, vă rog. Da. Adresarea mea va fi către cei care ne privesc de acasă. Oameni buni, în toată această perioadă ați fost manipulați. În spatele unor cifre, în spatele unor litere, în spatele unor afirmații mincinoase, în spatele unor sondaje mincinoase, nu dați crezare. Oameni buni, analizați-ne prestația, analizați-ne faptele noastre și nu ceea ce se spune despre noi sau ceea ce spunem noi. Vă invit să ieșiți pe data de 3 iunie, să dăm o lovitură fatală acestui regim și candidatului lor comun, Ion Ceban. De ce? Pentru că dacă nu se va întâmpla așa ceva, corupția, sărăcia, nedreptatea se va perpetua și în continuare la nivelul Chișinăului, care înseamnă cel puțin o treime din populația țării, înseamnă aproape peste 75% din cei care sunt salarizați oficial în țară. Mulțumesc din suflet! Mulțumim, domnule Năstase! Mulțumim foarte frumos pentru că sunteți atât de activi și dornici să adresați întrebări celor care au venit astăzi în fața dumneavoastră. Vă rugăm, exact aceeași formulă, vor fi două microfoane, unul pe această trecere și un alt microfon pe trecerea cealaltă. Mâna sus, deci dumneavoastră ați avut ocazia, ați adresat întrebarea, acum mergem, fiecare să poată adresa câte o întrebare, eventual revenim și la cei care vor să adreseze două întrebări. Domnule Susar, vă rog, ați ridicat primul mâna, vă rog să ieșiți la trecere să adresați întrebarea, altfel vom pierde microfonul în sală. Da? Deci, domnul Susar a ridicat primul mâna. Da? Deci noastră, haideți atunci noastră, ca să fim corecți.
Jumătate de minut, domnul Bolea, aveți la dispoziție. Microfonul este la noastră. Întrebarea pentru cine este adresată și foarte clar și simplu, vă rog. O întrebare către domnul Andrei Năstase. Doamna Năstase, dumneavoastră ați fost singur, ați remarcat, pe timpuri procuror. Și în calitate de procuror, acuzator de stat, ați înaintat pe timpuri învinuiri domnului Victor Țopă. După aceasta, surprinzător, ați devenit finul dânsului. Spuneți, vă rog, cât a costat această transformare? Câte milioane v-a pus Victor Țopa pe masă, la nuntă sau în sensul dat, că peste timp ați devenit și milionar? Mulțumim, domnule Bolea, pentru întrebare. Domnule Năstase, aveți la dispoziție un minut și jumătate să răspundeți la această întrebare. Microfonul îl aveți. Prieteni, vreau să vă spun un lucru foarte, foarte sincer. Cu mâna pe inimă și dacă vreți, cu mâna pe inimă și în fața lui Dumnezeu. Sunt omul care dacă am o perioadă din viața mea impecabilă, este perioada în care eu, 3 ani de zile, am fost procuror. Și acum vă spun un lucru foarte important. Acest om, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care echipurile reprezintă societatea, minte cu nerușinare. Nu am fost niciodată acuzator într-un dosar împotriva oamenilor de afaceri pe care i-a numit. Nu am fost niciodată procuror în acest caz. Iar în perioada în care au venit comuniștii, eu am plecat și am stat departe de procuratură. Iar după asta, peste 12 ani am stat într-un cămin studențesc. Vă spun cu mâna pe inimă, acești oameni trișează, acești oameni mint și vă manipulează, acești oameni și-au transformat minciuna într-o politică de stat, într-o filozofie personală și vă mint, vă intoxică la televizor. Ei știu foarte bine că eu n-am acces acolo și nu voi putea spune niciodată că nu am fete. Știți povestea cu fetele? Niciodată nu am fost acuzatorul acelor oameni de afaceri. Sunteți niște mincinoși, n-aș vrea să apelez la asta, n-am făcut-o pe parcursul campaniei, dar deja e prea de tot. Oameni buni, documentați-vă și... Ca să fie clar, sunt un om incoruptibil. Mulțumim foarte frumos. Ca să reușim să adresăm mai multe întrebări fiecărui candidat, vă rugăm să aplaudați, dar într-un timp mai restrâns, ca să reușim să adresăm mai multe întrebări fiecărui candidat. Domnule Slusar, următoarea întrebare dumneavoastră, vă rog. Către cine este adresată și care este contextul? Întrebarea mea către domnul Ion Ceban, concretă cu documente. Iată aici două decizii, referitor la terenuri. Dumneavoastră n-ați înstrăinat terenurile, dumneavoastră ați făcut mai șmecher, ați schimbat destinația. Iată decizia din 19 decembrie 2016, la strada Visarion Belinski 4, prin care dumneavoastră ați facilitat o schemă criminală a guvernului, contract planul urbanistic general și ați făcut acest lucru în detrimentul oamenilor care trăiesc acolo și deja este hotărârea judecății. Socialiștii au votat și noi am dat probe. A doua decizie, din 26 iulie 2017, referitor la Mircea Ceaubătrân 25/1, cu 2 hectare, prin care dumneavoastră ați făcut incomodități oamenilor și totodată ați adus prejudiciul bugetului municipal minimum 15 milioane euro. Mulțumim, și avem dovezi că socialiștii au votat în ambele cazuri. Mulțumim! Deci, domnule Ceban, aveți la dispoziție un minut și jumătate să răspundeți la această întrebare. Sper că ați înțeles care este întrebarea. Doar o secundă, vă rugăm să păstrați liniștea. Cronometrul îl conectăm doar atunci când este liniște în sală, ca să auzim cu toții ce spune domnul Ceban. Vă rog. Domnule Slusar, este hotărâre de guvern care se numește 789 din 29.09.2014, semnat de către domnul Leancă și Andrei Usate ca ministru a sănătății. Leancă, cel care vă susține pe dumneavoastră la momentul de față și cu care faceți front comun, despre... Vă deziceți de Leancă? Vă deziceți de Leancă? Vă deziceți de Leancă? Doar o secundă. De Leancă, vă deziceți? Domnule Ion Ceban, vă rugăm să nu mergeți contrar regulamentului. Nu merg contrar regulamentului, dar este e amuzantă treaba asta până la urmă. Vă rugăm să răspundeți foarte clar. Da, este adevărat, clar. Cu privire la construcția, deci
Centrul Național de Medicină Sportivă Atlet Med. E o decizie care a fost aprobată, este adevărat, după care au fost discuții cu locatarii, este un proiect de decizie înaintat de către fracțiunea noastră de anulare. Iată, eu vă arăt și apuzului în acea zonă, ca să fie foarte simplu. Eu nu înțeleg în ce constă acuzația. Până la urmă, consilierii noștri, începând cu Odințov și terminând cu Dinari Cojucar, vă pot explica toate subiectele la acest caz. Iar cazul cu Mircea cel Bătrân e acolo unde n-a știut domnul Năstase ce diferențe între coduri urbanistice. Noi n-am permis construcția unui bloc locativ multietajat. Acolo poate să fie doar un bloc. Am fost vizat. Da, eu, domnul Năstase, am să vă rog să vă pregătiți, eu tot m-am pregătit pentru seară, împreună cu decizia la CEDO, să luați bonurile de repartiție în acel cămin unde unchiul dumneavoastră era mustea pentru Matei Milo și pentru o cameră din două odei și judecătoarea, știți dumneavoastră care, deciziile cu privire la privatizarea acestor apartamente. Doar o secundă, până dreptul la replică îl va avea domnul Năstase, vă rugăm foarte mult să păstrați liniștea. Eu nu cred că toată lumea aude aici. Eu am răspuns care este problema, eu nu văd. Domnule Ceban, doar o secundă. Vă rugăm foarte mult. Prieteni, o să aveți ocazia să repetați care este întrebarea. Întrebarea s-a votat? Da, s-a votat. Da, a fost o decizie, o hotărâre de guvern. Domnule Ceban, ce s-a încălcat acolo? Da, este înregistrată din altă parte. Cât a ratat municipiul Chișinău în baza acestei decizii? Domnule Năstase, Jumătate de milioane de euro doar la Mircea cel Bătrân. 30 de milioane de euro. Acolo era proprietate privată, dumneavoastră, mă cunoaște acest lucru. Schimbarea de destinație a dus la ratarea de către municipiul Chișinău, 30 de milioane. Este o prostie despre care dumneavoastră, în general, încă o dată dați dovadă că nu cunoașteți. Foarte dificil să moderăm această dezbatere în contextul în care interveniți. Subiectele elementare, domnule Năstase. Deci, acum, în momentul în care este liniște în sală, domnul Năstase are dreptul la replică, jumătate de minut, ca să fim auziți de către cei care s-au adunat astăzi aici în sală. O să oferim microfonul domnului Ceban doar atunci când va avea dreptul să răspundă. Domnule Năstase, vă rugăm foarte frumos. Oameni buni, e foarte, foarte simplu. În spatele unor cifre... Vă rugăm foarte frumos, altfel poliția vă va scoate din sală și va fi foarte urât și pentru dumneavoastră și pentru noi toți cei care o să vedem acest lucru. Suntem oameni maturi, e atât de dificil să păstrăm un pic liniștea, jumătate de minut pentru dreptul la replică. După veți avea ocazia să adresați întrebări, sunt foarte multe întrebări și aici și acolo. Domnule Năstase, vă rog. Prieteni, iată cum, în mod obraznic, cinic, perfid, suntem mințiți cu toții. Fac circ la primărie. Fac circ în Consiliul Municipal, schimbă destinații, fac majorități, fac forumuri, astfel încât să nu-i vadă nimic, că de fapt fac un târg între ei și mafie. Nu l-am vizat în niciun fel, nu are dreptul la replică, pentru că eu vorbesc despre ceea ce se întâmplă la nivelul municipiului Chișinău. Se fură ca în codru și asta trebuie să fie încetat. Domnule Ceban, dacă aveți de spus ceva aici, cu asta finalizăm. Eu vreau să demonstrez încă o dată că acest domn pur și simplu nu posedă lucruri elementare, nici în ceea ce ține de jurisprudență, dar nici în ceea ce ține de patrimoniu. Schimbarea de destinație a unui teren privat pentru construcția din bloc multietajat în bloc cu caracter comercial nu are ce municipalitatea pierde, câștiga în această privință. Domnule Stas, dumneavoastră, idei nu aveți despre ceea ce vorbiți, înțelegeți? Domnule Ceban, vă mulțumim foarte mult, vă rugăm să păstrăm o decență, nu putem face până la infinit dreptul la replică, Am fost vizat și vă rog să-mi lăsați. Ne imaginăm situația în care veți viza... Nu-l voi viza. Vă rog, scurt, deci, foarte prieten, scurt. Prieteni, există dreptul la replică. Există dreptul la replică în momentul în care persoana este vizată, dar nu la infinit. Cu asta finalizăm. În momentul în care persoana este vizată, conform regulamentului pe care unii dintre dumneavoastră l-ați citit sau nu îl găsiți la intrare, există dreptul la replică. Dar aveți un pic mai mult de 20 de secunde, vă rog. Deci aici nu este
emisiune televizată. Este un regulament stabilit de Asociația Promolex care prevede dreptul la replică. Domnule Dorin, dați-i din timpul meu dacă vrea să se expună. Eu domnule Anastase, foarte scurt, vă rugăm. Da, vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată spun, este o manipulare crasă. Chiar dacă această proprietate este privată, domnule Ceban, eu nu sunt medic, nu sunt oftalmolog, nu sunt, n-am nicio licență în acest sens. Am spus crasă pentru cei care n-au auzit. Îmi pare rău, nu știe limba, așa că să învețe. Dar mi-a luat timpul, vă rog să-mi din suflet. Oamenii ăștia, eu nu sunt medic, Oamenii ăștia trebuie să știe. Orice teren, indiferent de ce proprietate este, are o valoare. În momentul în care destinația din agricol, spre exemplu, în comercial, sau de, pentru o piață la blocuri de locuit, prețul acestui imobil crește. Pe de o parte. Pe de altă parte, municipalitatea a avut posibilitatea, prieteni, să acorde investitorului un alt teren mulțumim, în condiții mult mai avantajoase decât ce a făcut această majoritate, această fracțiune în municipiul Chișinău. Mulțumesc foarte mult. Mergem în continuare. Avem foarte multe întrebări. Următoarea întrebare este de aici. Vă rugăm jumătate de minut la dispoziție, foarte clar, probleme care țin de mijlociu de municipiul Chișinău. Vă rog. Da. Добрый день. Меня зовут Возно Виталий. В отличие от этих двух партий, партии ДА и партии ПСРМ, у нас суд по Мирче Чалбатырин 25/1. Так, чтобы вы знали. Значит, и именно наши организации обжалуют все эти пузы. Поэтому я надеюсь, что те организации или те партии, которые имеют юристов, будьте добры, присоединяйтесь. Именно по Мирчелбатрын в июне будет суд. Теперь вопрос по существу. Очень много дерьма друг на друга было вылито. Я предлагаю вам один очень замечательный совместный проект. Так или иначе, господин Настаси может обратиться к тем людям, которые поддерживали. Например, к фракции ЛП, у которой 17 голосов, и ППЕ, у которой 5 голосов. Складывая голоса ПСРМ 19, вы можете замечательным образом отменить решение от 9 сентября 2017 года, которое касается ДК профсоюзов. У вас есть полностью законное право, потому что было разрушено здание, а вместе с ней культурный памятник. Таким образом, вы сможете отменить аренду и отменить строительство будущего гипермаркета, против которых вы оба высказывались. Я надеюсь, все меня поддержат. Там уже точно известно, что будет гипермаркет. Катя, чина, есть întrebarea dumneavoastră? Ambii aceeași întrebare, sunteți de acord sau nu să vă adunați forțele? Da, eu cu cea mai mare plăcere o să fac, dacă putem conta pe... M-a întrebat domnul Dorin primul. Da, da, vă rog, domnul Ceban a venit primul și este conform regulamentului primul... Este adevărat că avem 19 consilieri în Consiliul Municipal, dacă ne susține fracțiunea PL și fracțiunea PPE, cu mare drag o să anulăm acel contract de arendă. Vă mulțumesc, domnule Ceban. Domnule Năstase, vă rugăm. Dacă sunteți de acord să susțineți această inițiativă. Domnule Văznoi, dumneavoastră cunoașteți că noi am fost foarte, foarte deschiși cu societatea civilă până în momentul de față. În programul nostru veți vedea și mai multă deschidere pentru crearea unui consiliu al societății civile cu care să fim în contact, cu care să colaborăm, să analizăm toate ilegalitățile care se produc în, la nivelul municipiului. Aveți toată disponibilitatea mea pentru a analiza toate cauzele și nu doar cel pe care l-ați menționat, și pe cel de la Mircea cel Bătrân, pe care anume la sesizarea societății civile, anume la sesizarea dumneavoastră, l-am adus în spațiul public și am făcut tot ce ne-a stat în puteri ca această fraudă să fie adusă la vederea opiniei publice. Aveți toată disponibilitatea noastră, Platforma Demnitate și Adevăr, echipa mea, este într-o strânsă colaborare cu societatea civilă. Îl salut aici pe domnul Tofilat, vă salut și pe dumneavoastră și pe toți cei care ați pus umărul până în prezent la oprirea multor ilegalități făcute de fracțiunile parlamentare, fracțiunile municipiului Chișinău, inclusiv fracțiunea socialiștilor și condusă de acest candidat la primăria Chișinău. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Năstase! Vă rugăm foarte mult să păstrați liniștea. Următoarea întrebare, domnule Pustică, vă rog.
Bună ziua. Jumătate de minut, foarte concis, foarte scurt, clar. Concis. Eu mă bucur că ambii candidați s-au întâlnit aici și avem ocazia să le dăm întrebări. În privința colaborării cu societatea civilă, este o idee foarte bună și mă bucur că și domnul Stase a expus-o aici și sunt în ambele programe. Dacă ați fi de acord ca să semnați acel acord de colaborare și privind angajamentele viitorului primar în privința societății colaborării cu societatea civilă? Dumneavoastră v-ați expus că sunteți de acord în urma unei emisiuni civilizate, dar emisiuni televizate, dar să puteți să... Da, emisiuni televizate. Am înțeles, întrebarea a fost către domnul Năstase. Domnule Năstase, vă rog. Prieteni, cunoașteți foarte bine că eu sunt un om de cuvânt și cuvântul meu contează mai mult decât orice semnătură. Asta am făcut în prezidențiale, asta am făcut de-a lungul timpului și aveți toată încrederea mea. În ce privește acest proiect de acord, bănuiesc, acord, memorandum privind angajamentele viitorului primar, vă asigur că îl vom examina cât se poate de repede într-o zi, două, și îl veți primi cu obiecții sau neobiecții. Eu nu semnez ca și Ceban la Moscova, știți? Sau ca și Dodon asistat de Ceban la Moscova. Semnez pe genunchi. Sunt lucruri importante pe care trebuie să le verificăm, să le analizăm, dar trebuie să vă spun o chestie. Tot ce am văzut în spațiu public, sau cel puțin în marea lor parte, propunerile dumneavoastră, se regăsesc plenar, quasi total, în programul nostru și dumneavoastră ați verificat și cunoașteți acest lucru. Deci, repet, disponibilitatea noastră pentru colaborare și vom analiza asta și în cel mai scurt timp veți avea răspunsul nostru cu obiecții, cu amendamente sau fără, ca să reușesc să o văd. E bine așa? Vă mulțumesc. În același timp, profit de faptul că mai am 30 de secunde și vreau să vă spun un lucru. Vă invit pe toți să verificați conferința mea de presă, că toți vorbește că am participat, că n-am participat la dezbateri, mulțumesc dumneavoastră. Conferința noastră de presă din data de 20 mai, de la ora 23 și 40 și ceva de minute, în care am spus foarte clar, voi participa la dezbaterile oficiale, legale, organizate în conformitate cu regulamentele și deciziile organizațiilor abilitate, fie personal, fie prin reprezentanții mei, pentru că am în echipa mea niște oameni de atâta calitate, de atâta valoare, încât am încredere în ei și în tot ce spun mulțumim, ei. Mulțumim, domnule Năstase, mulțumim. Domnule Ceban, dacă aveți ceva de spus privitor la semnăturile pe genunchi de la Moscova, eu jumătate de minut. Vreau să știe toată lumea. Renunțarea la restricții legale privind accesul liber a cetățenilor, interacțiune deschisă cu societatea civilă și cu cetățenii în baza unor principii clare, organizarea direcției privind colaborarea cu societatea civilă, întâlniri deschise și regulate în diverse formate, elaborarea unui regulament clar privind consultările publice, organizarea concursurilor de angajare de bază pe competență și merit și tot așa mai departe. Ce idee examinată aici, domnule Năstase? Semnați! Am înțeles. Mulțumim, domnule Ceban. O lună în urmă. Prieteni, tot ce a citit domnul Ceban aici se cuprinde în programul nostru. Repet, tot ce s-a citit până aici se cuprinde în programul nostru. Acum, nu mă apuc. Aveți încă o dată cuvântul meu de onoare, disponibilitatea pentru... Domnul Văznoi, eu nu sunt nici Dodon, nu sunt nici Dodon și nici Ceban. Nu semnez acte pe genunchi, la ureche. Dânsul s-a oprit la jumătate dintre ele. S-ar putea să existe necesitatea unei corecturi aici. Domnule Năstase, doar o secundă. Până la capăt, că acolo mi-a interesat decât am citit eu până aici. Veți avea ocazie să faceți acest lucru, domnule Năstase și domnule Ceban. Putem continua până la infinit. Avem foarte multe întrebări din alte domenii și aș vrea să cuprind următoarea întrebare de pe această trecere. După aia trecem acolo și vom avea mai multe întrebări. Jumătate de minut, vă rog. Bună ziua, domnule Năstase. Eu mă bucur că dumneavoastră totuși v-ați luat inima în dinți și ați venit la dezbatere. Eu am vrut inițial să spun altă întrebare, dar cred că voi pune o întrebare care a venit din mediul online și care nemijlocit vizează municipiul Chișinău. Vă rog frumos să spuneți, având în vedere că dumneavoastră ați enunțat că aveți oameni profesioniști integri, două probleme. Care sunt primii pași în soluționarea a două probleme stringente? Unu, poligonul de la Țânțăreni și doi, ce ține de stația de epurare. Dar pași concret, în afară de expertiza mirosului sau altceva. Am înțeles, mulțumim mult pentru întrebare. Domnule Năstase, dumneavoastră aveți la dispoziție un minut și jumătate pentru răspuns. Vă rog. Domnule Novac, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Expertiza mirosului o să o faceți dumneavoastră acolo unde o să vreți dumneavoastră.
Nu sunt specialist în această materie. Mulțumim mult, vă rog să opriți contorul. Doar când răspunde candidatul, contorizăm timpul. Da. Vă rugăm foarte mult să auzim răspunsul domnului Năstase. Trebuie să păstrăm liniștea. Suntem oameni maturi, înțelegători și doar nici să aflăm răspunsurile. Domnule Năstase, vă rugăm, aveți mai mult timp decât 46 de secunde. Vă invit să ne respectăm reciproc. Domnul Ciobanu, poate vă invitați simpatizanții să mă lasă să vorbesc, pentru că altfel nu o să... Vă rugăm foarte frumos să păstrați liniștea. Vă rog. Cele două probleme sunt foarte stringente pentru noi. Avem în programul nostru soluții pentru asta, pentru a putea rezolva problema care se mută de la Țânțăreni la Bubuieci, de la Bubuieci la Țânțăreni de-a lungul timpului, și cei care n-au făcut absolut nimic până acum, va trebui să identificăm și investitori care, într-un parteneriat cu municipalitatea, să creăm condiții necesare pentru acumularea gunoiului și reciclarea lui, transformarea în energie și în alte beneficii pentru chișinăuieni. Mulțumesc! Am înțeles răspunsul. Mulțumim foarte mult pentru răspuns. Următoarele două întrebări vor fi de pe această trecere. Domnule Tufilat, vă rugăm, aveți la dispoziție jumătate de minut. Menționați cui este adresată întrebarea. Vă rog. Da, mersi. Miercuri trecut am participat la dezbaterile organizate de domnul Ceban. Am adresat 3 întrebări și nu am primit niciun răspuns. Adică a fost genul nu știu, nu sunt la curent. Acuzații foarte grave. Prima legată de faptul că Dodon împarte Ordinul Gloria Muncii vicepreședintelui Moldova Gaz, a doua persoană din întreprindere care ne fură la greu. Septembrie 2017, monitor oficial. Ordin semnat de Dodon. A doilea, de faptul că deputatul PSRM Vladimir Golovatiuc l-a ajutat pe Plahotniuc să-și numească omul său la ANRE, domnul Popa. Domnule Tofilat, mulțumim foarte mult. Mulțumim mult, doar întrebările vă rugăm foarte frumos. Să țină de problemele din municipiul Chișinău și nu de Igor Dodon, președintele Republicii Moldova. Domnule Ceban, dacă doriți, puteți să răspundeți la aceste două întrebări. Dacă nu, putem să trecem în continuare la următoarea întrebare. La întrebările acestea, eu nu înțeleg, domnul Tofilat, subiectele legate de municipalitate vă interesează? La integritatea mea personală, aveți vreo obiecție? Aveți? Spuneți. Păi, dacă vă interesează ceva legat de mine, eu vă răspund. În rest, cum a spus mergem și domnul în continuare, următoarea întrebare. Dar eu am timpul meu, nu? Sau care? Da, dacă vreți, da, puteți să continuați. Vă rog să păstrați liniște, altfel veți fi scos din sală de către oamenii care sunt responsabili. Veți avea ocazia. Doar? Deci, din pe... Stați o secundă. Avem microfon acolo, aici sunt întrebările candidaților. Microfonul este acolo, vă rugăm să păstrați liniște. Poți vă scoate afară pentru că sunteți un pic agresiv. Eu vă dau. Sunt foarte multe întrebări, dar vom avea ocazia să ajungem și la dumneavoastră. Următoarea întrebare este un rând pe care trebuie să-l păstrați. Domnul Ceban a răspuns la acea întrebare. Numai nu strigați uciș, vă rog frumos. Concret, care e întrebarea? Domnule, stați o clipă. Este microfon. Păstrați calmul. Dorin. Da. Deci mergem în continuare. Domnule Postică, vă rog, dacă aveți... Da, dar eu n-am răspuns. Nu, am timpul meu. Timpul nostru este rezervat ca să avem o intervenție organizatorică. Domnul Ceban, da, spuneți, scuze. Stimați colegi, participanți la această dezbatere, eu vreau să fac încă o dată un anunț. Noi consumăm din timpul nostru.
Sala este rezervată până la orele 19:00. Cât mai multe gălăgii facem, cu atât mai puține întrebări aveți posibilitatea să le formulați. De asta rugămintea mea este, încă o dată, haideți să păstrăm liniștea, calmul, să ne respectăm reciproc, pentru că astăzi noi suntem poate pe baricade diferite, dar și imediat cum ieșim din această sală, noi mergem pe aceleași străzi ale orașului Chișinău. Haideți să dăm voie candidaților să răspundă la întrebări, da? Și vă rog să vă respectați reciproc. Mulțumim, domnule Postică. Domnul Ceban mai are la dispoziție 1 minut și 16 pentru răspunsul desfășurat. Vă rugăm. Eu am vrut să mă refer la o altă problemă pe care a anunțat-o domnul Năstase aici cu adaosul la salariu de 20%. 350 de lei, domnule Năstase, nu poate fi 20% din salariul pedagogilor. Înseamnă că dumneavoastră nu cunoașteți care este salariul pedagogului la momentul de față. Eu vă calculez, nu că... Oameni buni, și aici se domnule manipulează. Domnule Năstase, aveți, domnule, aveți... Este okay. Este domnule, minciună crasă. Domnule Năstase, o să aveți ocazia, jumătate de minut, conform regulamentului. Domnule Ceban, vă rugăm. Deci, în ceea ce ține de... Eu n-am să fiu atât de populist, pentru că eu știu care este limita bugetului municipal. Noi am zis că trebuie să intervenim la prima etapă cu un adaos didactic la 1 septembrie pentru cei circa 8.000 de pedagogi. Cadre didactice împreună cu manageriatul. Domnule, domnule Năstase, deci, repet, noastră, elementar nu știți care ar fi salariul astăzi a unui pedagog, dar vă știu. Vorbim despre cadrele în general din sistemul de învățământ din municipalitate. Iar ceea ce putem face la momentul de față este să le dăm acest adaos didactic care ar fi o alocație suplimentară de 10 milioane lei în această perioadă. Până acum le-am dat la cei din preșcolari 50% adaos. Mulțumim, domnule Ceban, mulțumim. Dreptul la replică. Vă mulțumim. Mergem cu dreptul la replică al domnului Năstase, jumătate de minut. Pentru că a fost vizat. Vă rog, în momentul în care vorbeați unul peste celălalt. Vă rog din suflet. Repet. Majorarea fondului propriu a primăriei, nu din transferuri, dar fondului propriu, care se cifrează la 328 de milioane, la până la 20%. 1. 2. Mărirea, crearea unui fond pentru cele 9.569 de cadre didactice, 6.621 în școli și 3.028 în grădinițe, a unui fond de peste 41 de milioane de lei, dar noi am spus, ne propunem să croim un fond de 45 de milioane. Iar el minte că eu aș fi spus că vom mări salariile cu 20%. Mulțumim, de mulțumim, ce se întâmplă chestia asta? Mulțumim, domnule Năstase. Mergem în continuare. El minte, am fost vă vizat. Vă mulțumim că sunteți atât de activi. Domnule Dorin, el minte, am fost vizat. Deja păstrați regulile pentru toată lumea. Deci nu putem până la infinit, dumneavoastră singur ați menționat. Da, bine. Haideți să spargem o dată acest... Avem doar un singur drept la replică. Domnule mergem Năstase, în continuare după această ordine și va fi da, bine. Un singur drept la replică. Domnule Năstase, dumneavoastră trebuie să știți că nici nu puteți majora salarii a bugetarilor în primărie, pentru că salariile se majorage prin legea cu privire la salarizare. Măcar exprimați-vă corect. Domnule Ceban, puteți da un adaos la salariu, dar modificarea aspectelor salariale ține de Parlament și de Guvern, nu ține de primărie. Domnule Ceban, mulțumim noi putem foarte da mult. Un adaos în acest sens mulțumim, la salariu. Mulțumim! Domnule Năstase, domnule Ceban, mai avem foarte multe întrebări. Veți putea din contextul timpului acordat pentru răspunsul la acele întrebări, să interveniți inclusiv pe aceste aspecte care le-ați discutat acum. Mergem în continuare, jumătate de minut, următoarea întrebare de aici. Cui îi este adresată? Vă rog. Bună ziua. Întrebarea lui domnul Năstase și eu am întrebarea concretă și vreau să răspuns concret. Primul trei pași care voi le faceți să obțineți bani bugetari, suplimentar în educație și sănătate publică. Domnule Năstase, aveți la dispoziție. Poftim concret, trei pași, trei lucruri care voi le faceți.
fără populism. Un minut și jumătate aveți la dispoziție. Vă rog să luați microfonul ca să vă audă toți cei din sală. Microfonul. Tot. Vă rugăm, păstrați liniște, altfel se va crea un este haos. Adevărat, în programul meu vezi că și asta, să știți. Mulțumim foarte mult. Timpul este oprit, domnule Năstase, nu faceți griji, veți avea... Doamnă, vă rugăm foarte frumos să vă comportați dumneavoastră, nu ca în Parlament atunci. Prieteni, eu vă rog din suflet, ăsta este scopul lor de a ne provoca. Eu vă rog să ne păstrăm calmul. Stimate domn, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Să știți că în momentul de față avem cel puțin două hotărâri a curții de conturi care stabilesc pentru faptul că nu avem înregistrate toate bunurile la nivelul întregului Chișinău și avem doar 20% înregistrate. Chișinăul ratează vreo 3,7 miliarde de lei. Asta spune Curtea de Conturi. Nu sunt înregistrate, nu sunt trecute la bunurile municipalității. Doi, avem nevoie de eficientizarea tuturor întreprinderilor municipale pe unde se scurg banii publici și ar putea să rămână în buget. Trei, eliminarea tuturor schemelor la nivelul mafiei imobiliare și a celor cu privire la achizițiile publice. Iată niște lucruri imperios necesar de realizat în imediata perioadă din momentul în care voi ajunge la primărie. Vă mulțumesc din suflet și în continuare vă voi da și a patra sursă și anume fondurile. Ok. Mulțumesc. Am să-mi păstrez această perioadă pentru faptul a vă mai spune încă o dată. Oameni buni, acești oameni vin și ne întreabă pe noi de unde vom lua banii. Întrebările acestea trebuie să vină la cei care n-au lipsit de la guvernare în toată această perioadă. Iar în ceea ce mă privește, am sprijinul europenilor, am sprijinul celor mai buni primari din România și vom atrage și fonduri europene, și fonduri românești, și investiții străine, pentru că va fi o administrație credibilă. Mulțumim, domnule Năstase, mulțumim mult pentru răspuns. Mergem în continuare, trecerea numărul 2, jumătate de minut, vă prezentați și cui este adresată întrebarea, vă rog. Întrebarea mea este... Doar o secundă. Avem un anumit echilibru aici sau nu? Da, da, două întrebări de acolo, două întrebări de aici. Păi nu, dar s-ar putea că și de acolo și de acolo să vină doar la domnul Ceban și eu n-aș vrea să-l pun. Deci după ce întrebarea va fi adresată domnului Năstase, vom asigura ca întrebarea următoare să fie adresată domnului Ceban, vă rugăm jumătate de minut. Mă numesc Cojo Carodinare, domnule Stasă, sunt medic, pot să fac unii concluzii, dumneavoastră a spus că nu puteți face. Referitor la Belinski 4, sunt autorul decizii de anulare, din data a fost pus pe ordinea de zi pe data 22 decembrie, sub numărul 34, puteți verifica. Asta în contextul când dumneavoastră spuneți minciuni, nu vă spărați, sunt medic și îmi place să constatez faptul. Întrebarea mea este așa. Foarte scurt, vă rog. Rudele mele sunt peste hotare, din păcate, lucrează acolo de 20 de ani. N-am văzut să aibă, la moment, achit o ipotecă, nu mi-am achitat încă apartamentul. Mă interesează dumneavoastră, ați fost câțiva ani peste hotare, de unde am pus pe Google, nu sunt mare hacker, și am văzut că aveți 11 imobiluri pe care le-ați declarat. Care este întrebarea dumneavoastră, foarte scurt? Ce serviciu aveți și de ce, din care ați făcut aceste surse? Că vă spun încă o dată, rudele mele lucrează de mult timp și noi nu ne permitem așa ceva. Vă mulțumim foarte mult pentru întrebare. De ce ascundeți lucrurile date? Vă mulțumim. Domnule Năstase? Vă rugăm foarte frumos! Toți cei care s-au adunat aici în sală sunt oameni maturi, care vor să afle răspunsuri concrete la anumite întrebări. Cei care sunt neinteresați pot pleca oricând. Doamnă! Domnule Năstase, întrebarea, dacă vă mai amintiți... Prieteni! Aveți 11 imobile, cum ați făcut rost de ele, a fost întrebarea, și unde lucrați acum, din ceea ce mi-amintesc... Dumneavoastră, când faceți o afirmație, trebuie să o probați. Din ceea ce mi-am... Deci, prieteni, haideți să fie clar... Pe pagina cecului există declarația mea de venituri. Nu veți găsi acolo 11 imobile, 11 case, cum spune acest stimat domn, care ar trebui să documenteze. Această retorică mincinoasă durează încă din prezidențiale, folosită de Partidul Democrat și iată că astăzi este preluată din plin de socialiști. Vă invit și pe dumneavoastră și pe toată lumea să vă întrebați
De ce atunci când se vorbește la televizor că eu am 11 case, dar se arată doar una? V-ați întrebat? E bine, acum, dacă dumneavoastră veți găsi casa mea, pe care mi-am construit-o după 12 ani de trăit în cămin, dacă veți găsi, dacă veți găsi în afară de casa părintească în care eu m-am născut și cu careturile la ele, casa părintească a soției mele și a careturile la ele, mai mult decât atât, vă le dau dumneavoastră lui Plahotniuc, lui Dodon și lui Cioban. Atât pot să vă spun. Sunt un om care a muncit, a muncit și a muncit și a făcut o casă și atât. Din păcate, stimate domn, la fel ca și dumneavoastră, sunt nevoit să vă rugăm, îmi țin și eu familia departe de casă, să stea în străinătate cu copiii mei, la fel ca și 300 de mii de familii dezbinate de sărăcie, de corupție și de nesimțirea celor care se află la guvernare, fie centrală, fie locală. Eu vă îndemn să vă documentați foarte bine și să nu mai folosiți în spațiul public minciunile și falsurile. Mulțumim, domnule Năstase. Ca să nu fim nevoiți să strigăm mai mult decât dumneavoastră. Următoarea întrebare, cel care vrea să-i adreseze domnului Cioban, ca să avem un echilibru. Domnul Cioban, dacă există întrebări pentru domnul Cioban, conform rândului, da? Vă rog de aici, urmă. Pentru domnul Cioban. Doar o să... stați o clipă, pe domnul ăsta îl văd. Sunt oameni care nu au adresat nicio întrebare, respectiv nu au primit niciun răspuns. Haideți să păstrăm calmul. Rândul va ajunge la fiecare dintre dumneavoastră. Întrebare pentru domnul Cioban. Vă prezentați și vă rog. В первую очередь я хотела бы поздравить двух наших оппонентов с тем, что они вышли во второй тур. Это большие достижения. И вопрос господину Чебану. Вы насколько... То есть вопрос я задаю от жильцов дома по адресу Пандурилор 70/2. Такого рода. Господин Чебан, вы были председателем фракции социалистической партии. Наш дом и еще два, которые стоят рядом с нами, послали примарию во все фракции. Я не обращаюсь к господину Настасию, потому что он не работал в примарии, а именно к вам. Если посылается петиция, жильцы должны получить на нее ответ. Мы не получили ни ответа, ничего не получили. Значит, петиция касается незаконного строительства. Мы обращались ко всем, кто и заходили во фракцию, приглашали на площадку, жители приглашали. Да, Карис, не требарят на вас, проходите, как сказано. Значит, прошу ответить на этот вопрос. Я искренне буду, я не помню все адреса, их очень много, на самом деле, те адреса, которые мы занимались. Если есть кто-то из ребят, который может мне помочь, Александр, ты можешь по Пандурилор помочь? И я с большим удовольствием, если вы хотите, я могу вам завтра ответить на этот вопрос, потому что я просто посмотрю наши все петиции. Приглашаем вас на наш адрес. Мы ждем целый год. Я с удовольствием приду. Давайте мы сделаем таким образом. Я проверю, во-первых, внутренние документы, потому что у нас больше, чем 12 тысяч петиций, я говорю, от горожан, зарегистрированы в общей базе, и вроде бы все... Они перераспределяются между советниками, юридическим отделом и так далее. Мне, я не могу отслеживать прям каждый адрес в этом направлении. И если, Саш, ты можешь мне помочь в этом ключе, пожалуйста, я вернусь к этому. Андрей, помнишь, ты сказал, что у тебя костюм за 100 евро? Покажи бирку. Арата бирка, Тирок. Arată marca, te rog, la postul. Sunteți ridicol. Dar de ce? Arătați marca. Domnule Cioban, haideți să păstrăm. Eu vreau să văd cât costă costumul dumneavoastră. În momentul ăsta, timpul nostru a expirat. Arătați marca. Domnule Cioban. Arătați marca. Domnule Năstase, nu sunteți obligați să faceți nicio acțiune de acest gen. Vă rugăm foarte frumos, doamnă.
ce să vă arăt și dumneavoastră. Eu vreau să văd unde a cumpărat Andrei așa costă 100 de euro. Mai avem 20 de minute din această dezbatere. Domnul Năstase, dacă veți dori, îi veți arăta domnului Cioban de unde este costumul dumneavoastră, dacă este atât de curios. Pe mine nu mă interesează, eu vreau să mergem în continuare cu alte întrebări. Vă rugăm foarte frumos, următoarea întrebare va fi din partea dumneavoastră, după ce, domnule Postică, următoarea întrebare este pentru domnul Năstase. Pentru domnul Năstase, aveți la dispoziție jumătate de minut, foarte clar. Vă rugăm. Domnul Năstase, spuneți-mi, vă rog, dacă știți cumva câte întreprinderi municipale sunt în Chișinău, anume MGF-uri, care e starea lor și care pașii următori a dumneavoastră pentru, referitor la întreprinderile date, la sistemul locativ comunal din municipiu. Mulțumim, domnule Năstase. Stimate domn, trebuie să vă spun că eu n-am venit aici nici la un examen, nici la un colocviu. Sunt peste 60 de unități, întreprinderi municipale. Vom face o evaluare a activității tuturor. Vom face... Domnule, timpul noastră este rezervat, nu vă faceți deci, nicio grijă. Întreprinderi municipale sunt 60, peste 60, 63, dar trebuie să fac o inventariere serioasă, să vedem care sunt falimentate, care sunt falimentare, care dau randament, care nu dau randament, să vedem ce se întâmplă și cu MGFL-urile, care sunt într-un număr mai puțin și trebuie de văzut exact care funcționează bine, care nu funcționează bine, astfel încât ele să nu rămână niște canale prin care cineva se îmbogățește, dar banii care ajung în aceste întreprinderi să funcționeze în interesul cetățeanului, să funcționeze în interesul locuitorilor municipiului și a suburbiilor. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să renunțați a ne mai face aici, pentru că nu este bine. S-ar putea să nu nimeriți. Eu chiar nu mai vreau să dau cifre, pentru că vedeți că de fiecare dată le cunosc. Vă mulțumesc foarte mult. Am să-mi folosesc acest timp pentru o sugestie pentru domnul Ciobanu și pentru fiecare dintre cei care lucrează la stat. Dacă este cineva care să dea socoteală, eu n-am nicio fel de problemă să arăt etichetele, să-mi arăt ceasul, să-mi arăt pantofii, dar dacă este cineva care să dea socoteală cât costă vestimentația sa, sunt cei care au lucrat la stat și n-au lipsit din aceste funcții zeci de ani de zile. Eu n-am lucrat nicio zi în administrația publică locală, în administrația publică centrală și nu am să dau socoteală nicmănui pe lume. Dar, vă asigur, sunt unicul politician din această țară care am chemat presa să-mi verifice tot absolut ce am făcut eu în viața mea înainte de a intra în politică. Mulțumim. Sunt unicul și îndemn acest lucru să o facă pe toți cei care intră în politică. Mulțumim care pentru răspuns. Politică. Mulțumesc de suflet. Mulțumesc. Următoarea întrebare pentru domnul Ceban. Pentru domnul Ceban. Da? Mă scuzați, puteți să-l scoateți pe domnul ăsta de aici, altfel nu se liniștește. Ca să păstrăm, aici este un rând, dumneavoastră ați adresat o întrebare. Eu admit că sunt multe alte întrebări la care răspunsul nu a fost exact sau nu a fost conform așteptărilor persoanei voie să... Haideți să rezolvăm problema până la urmă. Încă o dată, vă rog să-i transmiteți microfonul, altfel vom crea. Să-i transmit. Ieșiți, vă rog, doar o secundă, ieșiți și dumnealui o să vă țină microfonul. Ieșiți aici, dumnealui, să vă țină microfonul, să vă puteți adresa întrebarea domnului Ciobar. Eu vă rog, ambele echipe, haideți un pic să ne calmăm, serios. Nu. Mare gălăgia asta, nu face bine. Dumneavoastră, doar îi țineți microfonul, domnul nu va lua microfonul în mână, vă rog. Nu luați microfonul în mână. Adresați întrebarea, vă rog. Domnul Ciobanu, fiind președintele fracțiunii socialiștilor, v-am dat la începutul dezbaterilor întrebarea. Câte proiecte de decizie au înaintat fracțiunea Partidului Socialist sau au votat decizii pe bandă rulantă propusă de către angajații primăriei, de către executor? Și deși la ziua de astăzi s-au apărut două întrebări care ia ca
care deja trebuie persoana care e în roșu cu casa, cu casa de cultură de la Rășcanovcă și cu întrebarea lui Slusar, el a apărut bubii stringente. Am înțeles, mulțumesc foarte mult. Domnul Ceban, dacă ați înțeles întrebarea, vă rog să răspundeți. Da, multe proiecte am propus și noi, multe proiecte le-am votat pe cele care sunt din executiv, multe proiecte le-am votat și pe cele care vin din partea altor fracțiuni, inclusiv a liberalilor, deși acestea au fost cele mai puține, dacă nu greșesc eu, cu subiect și caracter economic sau social. Noi n-am votat niciun subiect caracter funciar, n-am votat niciun subiect caracter de arendă de acest tip de care se expune lumea. N-a fost nici străinat cu suportul nostru nicio bucățică, niciun centimetru de pământ în această perioadă. Iată, și suntem cei care am pledat pentru modul deschis de desfășurare a ședinților, de desfășurare online a ședinților, de publicarea deciziilor, de consultarea acestor decizii cu societatea civilă, etc. Deci în această privință eu chiar cred că am făcut un lucru foarte mare și foarte bun. Vedeți că oricum cine n-ar încerca... Eu nu pot să vă fericesc sau să nu vă fericesc. Vedeți că eu încerc să interacționez cu dumneavoastră. Eu am încercat să fac atâta cât mi-a fost în putere în această perioadă, ținând cont de faptul că am fost și în opoziție față de toți. Iar proiectele bune toate le-am votat, care au existat în municipalitate. Și cele despre care, la care s-au referit colegii mei, da, ele sunt astăzi aprobate, nu funcționează pe deplin, pentru că trebuie să le pună în aplicare executivul, stimate domn. Există legislativ și există executiv. Mulțumim, domnule Ceban. Domnule, vă mulțumim foarte mult. Da, absolut, corect. Vă mulțumim, aveți domnule perfectă Ceban. Dreptate. Vă mulțumim, cred că răspunsul la această întrebare a fost oferit. Următoarea întrebare pentru domnul Năstase, ca să păstrăm un echilibru pentru ambii. Atunci domnul Năstase o să răspundă primul. Vă rog. Bună seara. Alexei Dimitrov, activist civic. Eu voi pune o întrebare strict de interes public, de ordin tehnic, pentru ca să împac aceste două tabere, și anume, pentru fiecare dintre cei doi candidați, vă rog să un pic liniște în sală. Problema este utilă socialmente. Pentru fiecare dintre candidat, care sunt cele 5 primii pași sau 5 măsuri de securizare a trotuarelor de la parcarea neregulamentară a automobililor, cu excepția ideii de construcție a parcărilor multietajate. Mulțumesc. Domnule Năstase, dumneavoastră primul răspundeți la această întrebare. Este o întrebare adresată pentru ambii candidați. Vă rog, microfonul l-aveți. Veți găsi iarăși în programul nostru creșterea ofertei pentru parcările din Chișinău, care în momentul de față este un număr insuficient. Am spus de la bun început că ne propunem ca la fiecare intrare și ne propunem pentru început 4-5 parcări la intrările din oraș, astfel să vedem unde vor fi alocate terenurile, vor fi terane, subterane, pentru că știți foarte bine, subteranele sunt foarte și foarte scumpe, întâi de toate. Apoi vom face o inventariere a spațiului care poate fi destinat parcărilor. Vom delimita foarte clar care este trotuarul și care sunt parcările și ceea ce se întâmplă, spre exemplu, pe Ștefan cel Mare astăzi, când toți parchează și peste trotuare și peste pistele de bicicliști, va trebui să luăm măsuri astfel încât să nu se mai întâmple, inclusiv în colaborare cu societatea civilă, cu poliția și cu toți cei care sunt abilitați pentru a rezolva această problemă. Dar, repet, fără o analiză serioasă a ofertei de parcări actuale și a identificării spațiilor pentru parcări, acest lucru nu o să fie posibil și, repet, în primii ani de activitate ne propunem cel puțin 20.000 de locuri de parcări care este posibil de realizat. Este posibil și ar fi putut fi făcute până în prezent dacă am fi avut un Consiliu Municipal funcțional, dacă am fi avut mai multă deschidere pentru această problemă din partea celor care au condus până acum Chișinăul. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Năstase. La aceeași întrebare răspunde domnul Ion Ceban. Un minut și jumătate, vă rog. Eu doar ca un comentariu, că nu este posibil ca să nu ne aruncăm totuși cu chestiuni de genul ăsta foarte populist. 20.000 de locuri de parcaje noi,
construite în municipalitate. Nu contează, cu participarea partenerilor privați, direct de către municipalitate, costă 1 miliard de lei, ca să știți, domnule Năstase. Și asta este un ban enorm de mare pe care nu-l aveți. Nu-l aveți de unde, pur și simplu să-l folosiți pentru a pune astăzi și a rezolva această întrebare. Veți avea suficient. Nu fi furat, că nu e furat. Nu e posibil, pur și simplu. Chiar dacă vrei să cauți un partener internațional în această privință, îți ia timp să construiești, îți ia timp să coordonezi proiectul tehnic, trebuie să ai discuții publice. Unde aranjezi aceste parcări? Unde nu le aranjezi aceste parcări? Ce faci cu zona istorică? Ce faci cu zona de centru? Deci nu este posibil. Eu vă rog foarte mult, domnule Astăzi, spuneți lucrurilor așa cum sunt, dacă le cunoașteți. Dacă nu, atunci mai bine nu vă adânciți în această privință. În ceea ce ține de securizare, evident că trecerea trebuie să fie treptată spre subteranele, spre parcările subterane și supraetajate. Din zona, în special de zona de centru. De aici trebuie să le evacuăm. Ceea ce a fost pe bulevardul Ștefan cel Mare a fost o greșeală enormă. Eu aș pune vazoane de flori și aș înăspri condițiile, dacă e vorba de trotuare, și aș înăspri condițiile în ceea ce ține de parcajele neregulamentare pe perimetrul bulevardului și tot așa mai departe. Domnule Năstase, răspuns la acuzația că ați făcut o declarație populistă, da. Jumătate de minut, vă rog. Prieteni, cei care nu vor să facă nimic, caută motive. Cei care vor să facă ceva, caută soluții. Și bani pentru realizarea acestor soluții. Iar banii, dacă tot vorbiți despre un miliard, fără a face vreun calcul, va veni din minte așa, dacă vreți, 688 de milioane de lei sunt tratați de Chișinău doar din proasta gestionare a fondului municipal și asta o spune Curtea de Conturi. Vă mulțumesc, vă invit să vă documentați mai bine când spuneți ceva. Domnule Ceban, am convenit împreună cu dumneavoastră, nu dăm dreptul la replică, dați-mi la replică, 10 secunde, la replică. Doar să comentez, de unde eu știu care e cifra? Scurt, fără acuzații, da. 10 de unde, secunde. De unde eu știu care e cifra? Pentru că s-a încercat un astfel de proiect și Dorin Chirdoacă a ajuns pe mâna justiției împreună cu Goamărețchi și grozavă, dar n-a fost dus până la capăt. Exact aceeași idee, cu aceleași parcaje, cu aceleași sume care trebuie să-i cheltuie municipalitatea. 10 secunde. Simplu, domnule Năstase. Stimată doamnă, a răspuns domnul Ceban la această întrebare. A răspuns, erau doar dreptul la replici. Următoarea întrebare, de aici, vă mulțumesc. Bună ziua, Tatiana Gogu, eu sunt activist obștesc, mulți mă cunosc. Eu aș da întrebarea mea ambelor deputați, dar din cauza că domnul Ceban a fost consilier și cu fracțiuni de socialiști în primărie, eu aș vrea să-l întreb pe dumnealui. Câte persoane cu dizabilități există în municipiul Chișinău? Nu țin minte cifra exactă, dar da. Doar o secundă, ați finalizat aici întrebarea dumneavoastră? Da, tot la această temă. Care este minimumul de existență pentru tineri cu dizabilități? Și aș vrea să știu câți bani s-a cheltuit din bugetul primăriei pentru a ajuta oamenii cu dizabilități. Și dacă s-a făcut, dumneavoastră ca consilier, 3 ani la rând ați fost acolo, vă mulțumim, am înțeles întrebările dumneavoastră. Dacă ați făcut ceva și ce ați făcut? Domnule Ceban, câte persoane cu dizabilități eu sunt în municipiul Chișinău? Cu exactitate, dacă pot să mă ajute colegii care se ocupă de protecție socială. Noi suntem o echipă, avem 4 domenii diferite, distincte. Nu începeți să strigați. Sunt 4 domenii distincte. Domeniul social, domeniul juridic, domeniul economic și domeniul infrastructură. Așa că ceea ce vă pot spune în ceea ce privește persoanele cu dizabilități și persoanele cu nevoi speciale. Noi ne-am propus să finalizăm un program până în noiembrie anul 2018, un program pe termen mediu în această privință. La inițiativa noastră au fost procurate primele lifturi în instituțiile medicale pentru posibilitatea de a deci asta de pasaj a avea acces acestor persoane la servicii medicale. Mai mult decât atât, sunt planificate în buget mai multe rampe de acces, 20 deja pentru ceea ce este puțin, de fapt, în această privință. Totodată este vorba despre 600 de termometre sonorizate, deci de aparate auditive, alte 600, de protezare dentară, de protezare oculară pentru persoanele cu
vedere slabă, este vorba despre peste 1000 de persoane în total beneficiare acestor servicii. Este vorba de milioane de lei pe fiecare componentă separată, dar vă zic că nu este departe suficient acest lucru. De la semafoarele sonorizate și până la trecerile de peietoni tactile, toate lucrurile astea noi le lucrăm, pur și simplu nu vorbim foarte public. Și mulțumim, repet, domnule Ceban. Este foarte puțin. Este foarte puțin acest lucru. Mulțumim. Întrebarea a fost pentru domnul Ceban. Nu, a fost vizat eu. Stimată doamnă, stați o secundă. Nu sunt deputat, sunt doar candidat la primărie. Și vreau să vă spun că am avut contact și cu oamenii cu dizabilități. Sunt foarte mulți. Eu cred că sunt foarte mulți pentru un oraș ca al nostru. Sunt aproape 15.000, dacă bine mi-amintesc din cifre. Și sunt peste 15.000 și pensia, din păcate, este mult prea mică, pentru că acești oameni au necesități mult mai mari decât cei pe care ne putem găsi. Repet încă o dată. Domnul, ați fost întrebat care este numărul și care sunt veniturile acestor oameni. Și eu vă spun că domnule sunt 15.000 și pensia este aproape de 1.200, dar există oameni în Republica Moldova care au mult mai puțin și decât 1.200, iar 523.000, repet aici cifra pentru că văd foarte mulți oameni în vârstă, 523.000 de pensionari trăiesc sub limita de existență, în condițiile în care la guvernare avem domnule Năstase, pe Placotiu, pe Dodon, pe Ceban și pe alții. Am înțeles. Genocid din social curat. Avem mulțumesc. La dispoziție foarte puțin timp. Vom lua încă 6 întrebări pentru 3, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mai avem încă 15 minute. Dacă trebuie să plecați, să mai luăm doar câte o întrebare, pentru că voiam să cuprindem cât mai. Câte o întrebare doar. O întrebare de aici pentru... Deci două întrebări de aici, da? Deci, întrebarea este pentru domnul Năstas. Eu vreau ca o mică rectificare. Colegii mei au specificat, sunt peste 35.000 de persoane cu diferite grade de dizabilitate. Nu, n-au sunat, eu vă zic că noi suntem... Drugul, da. Noi suntem... Am înțeles, ca să reușim. Oamenii deci, care lucrăm în echipă, vreau să reușim să luăm două întrebări. Da, doamna Hasan. Eu cred că doamna care ne-a pus întrebarea cunoaște aceste cifre și ar putea să ne spună mai bine, pentru... Nu știu, nu cunosc. Doamna care a pus întrebarea, nu cunosc. Dar ar fi bine să ne spună... Domnule Năstase, mulțumim foarte mult. Știu că vă grăbiți și dumneavoastră și domnul Ceban, mai urmează și alte apariții astăzi. Vreau să vă anunț că mai luăm încă doar două întrebări. Prima pentru domnul Năstase și următoarea va fi și ultima, evident, pentru domnul Ceban. Vă rugăm foarte frumos, jumătate de minut aveți la dispoziție. E corect. Întrebarea mea va fi direcționată de către Andrei Năstase. La una dintre întâlniri cu alegătorii, dumneavoastră ați dat așa o întrebare. Nici nu știu ce de făcut cu domnul Ion Ceban și susținătorii lui. На что ваш сподвижник ответил? Требуйте учиш. Spuneți, vă rog frumos, cum gândiți dumneavoastră? Sunt mulți oameni lângă dumneavoastră care au așa viziune. Am înțeles, mulțumesc foarte mult. Domnule Năstase, aveți la dispoziție un minut și jumătate, doar după ce este liniște în sală. Iată. Vă rog. O secundă. Iată, încă o mostră de manipulare a opiniei publice. Oameni buni, cunoașteți caracterul meu, cunoașteți profilul meu de om apărător al drepturilor oamenilor, a libertăților oamenilor. În cadrul Republicii Moldova, dar și peste hotare, am întâlnit atâta lume supărată, atâta lume chinuită de sărăcie, de corupție, de mizeria în care ne-a adus această guvernare, de mizeria în care ne-a adus prin complicitatea sa Partidul Socialiștilor, Dodon, Ceban, Greceană și alții, pentru că au stat de șuher atunci când ne fura Plahotniuc, atunci când ne fura această oligarhie. Iată de ce. Am înțeles. Am o rugăminte, pentru activism. Mai am 53 de secunde și vă rog să mă lăsați să termin. Am găsit, repet, atâta lume supărată pentru faptul că sunt mințiți aici, pentru că faptul că sunt batjocoriți, pentru că avem atâta corupție, atâta sărăcie. Oameni care sunt atât de nedreptățiți pentru munca pe care au făcut-o și s-au furat un miliard de către oligarhie în complicitate cu Dodon, Ceban și alții, încât vă rog să opriți. Dar timpul este oprit, nu vă faceți nicio grijă. Încât deci... eu înțeleg pe acești oameni. Nu înțeleg însă politicieni care îi numesc oamenii insecte. Nu înțeleg politicieni care îi numesc oamenii de suburbii, țărani.
Iar eu, ca apărător a drepturilor omului, spun un lucru foarte clar, așa cum i-am spus și lui Ion Ceban și de Gad, de Plahotniuc și de Dodon. Acești oameni nu trebuie atinși. Acești oameni trebuie deferiți justiției, unei justiții drepte, unui procuror independent de mafie și de politică, ca anume acești oameni să se ocupe de politicienii corupți și mincinoși, să-i aducă pe banca de acuzați și să le confiște toate averile ilicit dobândite. Mulțumim, domnule Năstase, mulțumim! Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Veți avea ocazia să discutați eventual cu fiecare dintre candidați după aceste dezbateri. Ultima întrebare din cadrul acestei dezbateri, adresată domnului Ceban, vă rugăm. Mă numesc Iuri și am o întrebare pentru domnul Ceban. Cunoașteți dumneavoastră că există, sau cel puțin, ăsta e edilitate. Cine are, deține pachetul majoritar al acestei instituții și cealaltă parte? Întreprinderea specializată în reconstrucția drumurilor și producerea asfaltului. Întreprinderea care angajații acestor instituții stau acasă în concediu forțat mai bine de jumătate de an. Fiecare an. Ce ați făcut dumneavoastră pentru acești angajați? Sau colegii dumneavoastră din... Vă mulțumim pentru întrebare. Domnul Ceban, cred că ați înțeles întrebarea. Aveți un minut și jumătate. Sunt ambele întreprinderi municipale. Este vorba de SAE Delitate și de Exdrupo. Exdrupo. Cu una am rezolvat întrebările care au fost până acum, pentru că, practic, ambele întreprinderi au fost duse la faliment. Au fost duse de faliment iarăși, ca să fie foarte clar, pentru că noi am scos la iveală, începând cu Autocom Transul și multe alte întreprinderi, și finalizând cu AP Canal. Noi, da, domnul Năstase, nu zâmbiți. Dar eu vă spun că sunt aduse... Vă mulțumim foarte frumos. Întrebarea dumneavoastră a fost clară. Domnul Ceban. Eu am... Nimic. Eu răspund. Deci... Domnule Ceban, doar o secundă. Când va fi liniște în sală, vă rugăm foarte frumos, cronometrul este oprit, ambii candidați mai au încă o dezbatere importantă astăzi și respectiv ar trebui să se încadreze în timp. Domnule Ceban, mai aveți un minut și o secundă. Da, eu vreau să spun că toate contractele de reparații curentă și capitala drumului au fost transmise anterior altor companii importante, cum este de exemplu Delta, și în mod intenționat au fost lăsați oamenii noștri fără lucru, la SA Edilitate și la Exdrup. La Exdrup am rezolvat această întrebare la începutul acestui an. O să o rezolvăm și la Edilitate. Repet, este problema creată în mod intenționat de executiv. Și când am spus de Autocom Trans și am spus de alte multe întreprinderi, ele urmau să fie pur și simplu falimentate. Și dumneavoastră știți foarte bine, cei care vă susțin pe dumneavoastră astăzi, Chirtoacă și echipa, ei au adus la această stare aceste întreprinderi. Iar domnule Năstase, ce vreau eu să vă spun, era suficient să spuneți, îmi pare rău pentru că s-a întâmplat acel lucru în acea ședință publică cu alegătorii dumneavoastră, când colonelul Grițenco sau Grițco sau cum îi mai spune, a strigat, trebuie să fie uciși socialiștii și Ion Ceban. Puteți să spuneți, îmi pare chiar rău. Mulțumim. Am fost vizat. Vă mulțumim foarte frumos. Nu o să încercăm să strigăm mai mult decât dumneavoastră, pentru că sunteți foarte mulți. Aveți dreptul la replică jumătate de minut, după care trecem la ultima etapă, cuvântul candidaților de final. Vă rog, domnule Năstase. Oameni buni, vă iubesc pe toți în egală măsură, fie că mă votați sau nu mă votați, dar important este să nu vă lăsați pradă acestor manipulări. Nu vă lăsați pradă acestor manipulări, pentru că ne manipulează de 27 de ani și continuă. Eu repet opțiunea mea pentru fiecare dintre acești hoți. Acești hoți nu trebuie atinși. Acești hoți nu trebuie decât deferiți justiției, să fie judecați pe drept, după lege dreaptă, iar averile ilegal dobândite să fie confiscate. Atât pot să vă spun la acest capitol. Iar aceste ieșiri
trebuie să le justificați dumneavoastră. De ce se întâmplă ca oamenii noștri să aibă atâta și atâta supărare? Vă mulțumim, veți avea cuvântul de final unde veți putea exprima aceste opinii. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim. Mulțumim, 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 mulțumim mult. Vă rugăm să păstrați liniște. Am ajuns la ultima etapă a acestei dezbateri și anume mesajele finale din partea candidaților. Fiecare dintre candidați, atât domnul Ion Ceban cât și domnul Andrei Năstase, vor avea la dispoziție câte 3 minute ca să vorbească despre eventual platforma electorală pe care o reprezintă sau să transmită un mesaj către alegători pentru viitoarele alegeri locale pentru municipiul Chișinău care urmează. Începem conform ordinii, domnul Ceban este primul, pentru că primul a venit la dezbatere. 3 minute la dispoziție, domnule Ceban, vă rog. Eu vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru această oportunitate, că aveam totuși până la urmă prima dezbatere în care am putea să ne axăm pe subiecte cu caracter și legate nemijlocit de problemele din oraș, soluțiile pe care le avem. Eu, domnule Năstase, dacă să fiu sincer, am înțeles de cine ați venit dumneavoastră, nu pentru că agenda era încărcată. După caracterul răspunsurilor pe care le-ați dat astăzi, îmi dau seama de cine ați fost prezent nici la o dezbatere și nici n-ați venit la televiziunile unde am fost invitați mai mult de 9 minute. Eu vreau doar să le spun mulțumesc tuturor oamenilor cu care ne-am întâlnit în această perioadă, în această campanie, care am dat mâna, care au venit la dezbatere, care au pus întrebări, care au așteptat să audă soluții, oameni pe care trebuie, în mod normal, față de care trebuie să onorăm promisiunile. Eu repet, eu am lăsat Parlamentul ca să vin în primărie și să mă ocup de acest lucru. Nu am nevoie ca să am pistă pentru Parlament funcția de primar. 1. 2. Am un program stabilit și determinat așa cum este el. Eu vă rog foarte mult, dacă îmi permiteți să finalizez gândul, eu v-am ascultat cu mare atenție. Îmi opriți timpul, vă rog. Da, opriți timpul, veți avea o mică rezervă. Domnule, ați adresat întrebare. Domnule Ceban, veți continua doar după ce se va face. Vă rugăm foarte frumos, susținătorii ambelor tabere. Doamnă, domnule, vă rugăm foarte frumos, ați adresat o întrebare. Mai avem mesajele de final. Avem polițiști care oricând pot scoate persoanele care își permit mai multe lucruri decât permite regulamentul. Domnule Ceban, vă rugăm să continuați. Iată. În această privință am zis că le mulțumesc absolut tuturor. Mulțumesc echipei care este alături de mine. Noi într-adevăr avem o echipă foarte puternică și foarte bine experimentată în această privință. Vă rugăm foarte frumos. Este modalitatea dumneavoastră de a înțelege candidatul pe... Eu înțeleg de ce acum a apărut asta cu uciși, pentru că dumneavoastră nu aveți respect nici măcar față de dumneavoastră, nici măcar față de candidatul dumneavoastră. Înțelegeți? Eu pot să-mi finalizez gândul, nicio problemă. Eu vă rog foarte mult. Aveți bună așteptare, 3 minute. Vorbește și domnul contracandidat și am plecat cu toată lumea de aici. Și ne întâlnim deja la următoarele dezbateri. Eu vreau să zic că nu am nevoie de piste pentru Parlament. Eu am un program foarte clar, am experiență, am studiile necesare în această privință. Am o echipă foarte bună. Și vreau să schimb lucrurile cu adevărat în Chișinău. Știu cum să le fac într-un an de zile. Iată. Și eu reiterez această propunere, doamnă Năstase. Vedeți că am fost și la proteste împreună, am fost și în alte părți împreună. Nu zâmbiți. Chiar nu văd ce-ar fi amuzant aici. Dacă ajung eu să fiu primar, veniți să luptăm contra corupției împreună. În funcție de viceprimar să vă demonstrați planul, programul, pe toate componentele care sunt legate de cele juridic și lupta anticorupție. Rămâne în vigoare. Eu vreau să vă doresc multă sănătate tuturor și să vă spun o zi și o seară frumoasă.
Mulțumim, mulțumim foarte frumos. Vă mulțumim foarte frumos pentru că vă susțineți. Eu am o rugăminte foarte mare către susținătorii noștri. Faceți liniște ca să fie posibil ca domnul Năstase să vadă că noi suntem diferiți de ei. Mulțumim, domnule Ceban. Noi avem cultură și putem asculta orice cetățean, orice om, orice persoană, fără ca să intervenim. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Ceban, pentru acest apel. Vă rugăm foarte frumos să păstrați liniștea. 3 minute la dispoziție are domnul Andrei Năstase. Mesaj de final. Ce doriți neastră? Vă rog. Prieteni, trebuie să vă recunosc că o campanie mai murdară decât pe care am avut-o până acum n-am văzut în Republica Moldova și cred că nici în alte părți ale lumii. O campanie murdară la care s-a dedat și Partidul Democrat, și aliatul lor, Partidul Socialiștilor, și candidatul lor comun. Vreau să vă spun că candidez la această funcție pentru că știu că Chișinăul are nevoie de un alt fel de administrare, de un alt fel de management, un management prietenos cu oamenii, cu societatea, cu mediul de afaceri, cu mediul de experți, cu partenerii de dezvoltare, cu turiștii noștri, dacă vreți, cu cei care așteaptă să se întoarcă acasă, alungați de aici de sărăcie, corupție și mizerie. Vreau să transform Chișinăul într-un oraș confortabil vieții urbane, cu mobilitate suficientă, cu transport calitativ, cu iluminat public calitativ și suficient, cu drumuri bune, asta îmi propun eu. Dar pentru toate astea este nevoie să eliminăm cât se poate de curând corupția, haosul, lipsa de viziune. Propunerile contracandidatului meu de a fi alături de el nu pot. Cu trădători de al de Dodon sau el nu pot sta alături. Cu corupți care ne-au sărăcit țara până acum, nu pot sta alături. Alături de mine sunt partenerii noștri, sunt colegii noștri din Partidul Acțiune și Solidaritate, alături de mine este doamna Sandu, alături de mine sunt colegii noștri din Societatea Civilă Activă, alături de noi sunt marii și importanții primari din România, de la care am preluat și voi prelua proiecte de succes, voi prelua lucruri foarte importante, prin intermediul lor vom accesa fonduri europene și românești. Asta voi face în scopul îmbunătățirii calității vieții tuturor chișinăuienilor, indiferent de opțiunea lor politică sau geopolitică, confesiune, limbă vorbită sau altceva ce ne dezbină, pentru că noi avem un oraș, noi avem o țară care ne unește, iar noi o iubim. Iar orașul nostru, așa cum spuneam altădată, trebuie iubit și nu stăpânit, așa cum o fac astăzi grupurile de interese mafiote din care Ion Ceban, din păcate, face parte. Eu sunt un om liber. Eu sunt un om independent. Sunt un om liber, spre deosebire de contracandidatul meu, care este creația unui sistem putre de corupt pe care eu, împreună cu dumneavoastră, vreau să-l terminăm în această țară, pentru că numai așa ne putem crea o viață mai bună. Vă îndemn pe toți, după ce am să vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru faptul că ați ieșit la vot și ați făcut imposibil programul lui Plahotniuc de a-l face pe Ion Ceban din primul tur primar. Vă mulțumesc tuturor, indiferent că sunteți unioniști, stataliști, pro-UE, pro-UV, toți suntem locuitori ai Chișinăului și a suburbiilor. Vă invit pe data de 3 iunie să le mai dăm o lovitură definitivă. Mulțumim. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Ceban! Doar o secundă, doar o secundă. Înainte de plecare, doar o secundă. Domnule Ceban, domnule Năstase, asta voiam să vă rugăm. Doar o secundă. Doar o secundă de liniște ca să, o să aveți ocazia să scandați. Deci noi voiam să-i rugăm pe domnul Ion Ceban și pe domnul Năstase să-și dea mâna. Ați făcut-o și fără rugămintea noastră. Vă rugăm și pe dumneavoastră din sală, susținătorii domnului Andrei Năstase sau a domnului Ceban, să vă dați mâna, pentru că urmează o zi importantă pentru fiecare dintre noi, alegerile din municipiul Chișinău. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi aici la noi. Mulțumesc, domnule Năstase. Mulțumesc, domnule Ceban. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi aici cu noi. Vă reamintesc că această dezbatere a fost organizată
de către Asociația Promolex cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID. Eu sunt Dorin Galben, vă urez o seară frumoasă și vizionare plăcută la următoarele dezbateri. Plus mai este domnul Postică care vrea să vă spună ceva, vă rog. Alo, colegi, eu am încă o rugăminte către toți susținătorii și toți participanții la această dezbatere. În față ați avut doi candidați care au ieșit în cursa finală. Rugămintea mea, au rămas 3 zile de campanie. Au rămas 3 zile de campanie. Rugămintea mea și Asociației Promolex către toți voi este cu aceeași ardoare, cultură, onestitate, să mergeți și să convingeți 65% din alegători care nu au fost în primul tur de scrutin să vină la alegeri. Asta este rugămintea a noastră către voi, să convingeți pe cei care nu au fost în primul tur și să vină și să voteze. Mulțumim, mulțumim foarte mult! Vă mulțumim! La ieșire nu creați îmbulzeală, pentru că suntem oameni maturi și alegători responsabili. Haideți să ne respectăm!